De dimineață, totul a început prost. Ceasul deșteptător care nu a sunat, cafeaua care a fugit și, în ultimul moment, un nasture de la Palton care s-a rupt. Marina se grăbea să se pregătească pentru muncă. Oricât de mult s-ar strădui, nu reușea să se trezească frumos dimineața, să facă duș, să bea cafeaua fără grabă și să meargă la serviciu cu pași liniștiți. Dar astăzi, totul era deosebit de haotic. Simțea că ziua nu promitea nimic bun. Marina lucra la bancă și recent primise o promovare. Responsabilitățile și sarcinile crescuseră considerabil, iar acum, ca și cum nu era de ajuns, banca vecină fusese închisă pentru reparații. Astfel, sucursala Marinei devenise singura din întreaga zonă. Cozile nu se mai terminau, oamenii veneau fără oprire. În acea zi, pe lângă toate acestea, echipamentele au cedat. Tehnologia se bloca tot timpul, dădea erori și la sfârșitul zilei de lucru, toți angajații, inclusiv Marina, erau practic epuizați. Într-o nouă rundă, alergând pe lângă clienți în sală, Marina a simțit cum cineva o apucă timid de cot. Întorcându-se, a văzut o femeie în vârstă care îi întindea un chitanță. Automat, luând documentul întins, Marina a întrebat. Bună ziua! Ce doriți? Am nevoie de ajutor. Trebuie să trimit o sută de ruble nepoțelului, iar voi vă închideți în curând, mi-e teamă că nu voi reuși. Lasă-mă în pace, bătrână, nu am timp pentru tine acum, i-a trecut prin minte Marinei. Așteptați la rând, vă rog, a spus ea cu voce tare. Dar nu voi reuși, vă închideți în curând, iar eu trebuie să reușesc astăzi, a răspuns bătrânica. Ei bine, asta e soarta voastră, a spus Marina abrupt. Ce legătură am eu cu asta? Dar voi ați primit oameni fără rând. Am văzut. Poate mă primiți și pe mine. Vă arăt pensia. E greu pentru mine să stau. Marina își controla cu greu iritarea. De ce se ocupă cu asta? Unde este administratorul? Toată lumea se confruntă cu dificultăți. Toți suportă. Puteți veni mâine. Poate vor fi mai puțini oameni. O sută de ruble nu este o sumă atât de critică încât să te grăbești atât de mult. Dar pentru nepoțelul meu este important, a spus bunica, lăsându-și privirea în jos. Ce fel de nepoțel ai tu? Ar trebui să-ți trimită el bani, nu invers. Și o sută de ruble, e chiar amuzant, a spus Marina și a alergat mai departe. Zilele aglomerate au tendința de a se termina. Această zi nu a fost o excepție și s-a apropiat de sfârșit. Când sucursala s-a golit, Marina, strângându-și biroul, a dat peste chitanță. A plecându-se pe spătarul scaunului, a început să o citească dintr-un motiv oarecare. Nu, nu poate fi, a pulsionat gândul în minte. A citit de trei ori numele, prenumele și patronimicul destinatarului. Nu, nu poate fi. Este doar o coincidență și punct, a gândit ea. Seara a trecut liniștit. Marina a mers la magazin, a pregătit cina a urmărit știrile și a sunat-o pe mama să afle cum decurge tratamentul. Astăzi am fost la policlinică. Cozi atât de mari, sezonul răcelilor, toată lumea este bolnavă. Marina, tu lucrezi cu oamenii, ai grijă de tine. Credeam că voi sta acolo cel puțin două ore. Mama povestea în toate detaliile despre vizita ei. Dar tinerii, un băiat cu o fată, și erau încă copii, mi-au propus să trec fără rând. Totuși, nu totul este pierdut. Uite ce generație demnă crește. Dintr-un motiv oarecare, Marinei nu-i plăcea să continue această conversație. A încheiat rapid discuția, invocând treburile. După ce s-a despărțit de mama, Marina a realizat că în fața ochilor este bunica cu chitanța. Alungând gândurile enervante, Marina a făcut un duș și s-a culcat. Ziua următoare a trecut liniștit. Săptămâna de lucru s-a încheiat. Iar în față erau weekendurile obișnuite și singuratice. În colectiv, toată lumea discuta despre cine și cum va petrece aceste zile. Cineva se pregătea să meargă la țară pentru a închide sezonul, cineva își ducea copiii prin muzee, cât vremea permite. Marina nu avea ce să spună. Ieșind de la muncă, Marina a văzut un afiș publicitar cu imagini de bătrâni și un apel de a ajuta generația mai în vârstă, respectând vârsta. A simțit din nou o începătură acută de conștiință. Incidentul de ieri cu bunica nu îi dădea pace. Marina se simțea vinovată. Era atât de simplu. Transferul ar fi durat numai mult de două minute. A scos chitanța și a citit adresa expeditorului. Mâine voi merge și voi corecta totul, a gândit ea și s-a îndreptat spre casă. Acasă o așteptau ritualurile obișnuite de seară, liniștea de plină, vizionarea unui serial în solitudine și patul rece. Marina nu iubea weekendurile. În aceste zile simțea disperare și înțelegea că, dacă nu ar fi fost greșelile ei, viața ar fi fost complet diferită acum. Toate prietenele ei s-au căsătorit de mult. Aveau copii, agitație, griji și o viață plină de sens. Toți erau ocupați. Și Marina, cu invidie, observa totul din exterior. Sâmbătă, Marina s-a trezit devreme. Se simțea ușurată de decizia ei de ieri. S-a pregătit repede a ieșit afară, a scos chitanța și a mers la adresa indicată. Vremea era minunată. Era uscat, cald, iar doar o ușoară nuanță de aur pe frunze amintea că vara a trecut. Marina mergea cu plăcere, bucurându-se de culorile toamnei. Tot timpul își repeta inițialele menționate în document. Nu cumva el este. Nu cumva este nepoțelul ei. Dar dacă este așa, cum să cer acum iertare? Se pare că dacă nu este o coincidență. Aduc doar neplăcerea acestei familii, gândea Marina cu supărare. Pe drum, a intrat într-un magazin, a cumpărat un tort și un mic cadou pentru bunică. Și când pe hărți a apărut mesajul că a ajuns la destinație, Marina a rămas perplexă. În fața ei se afla o clădire de business class cu fațade din sticlă, o zonă închisă, păzită, amenajată și chiar cu o fântână proprie în curte. Parcările pe mai multe niveluri, ca o operă de artă separată. Câteva minute, Marina s-a bucurat de priveliște. Apoi, în confuzie, a apăsat pe sonerie. Bună ziua! La cine veniți? A răsunat o voce feminină plăcută. Trebuie să merg la Svelana Iurievna Bocova, a răspuns Marina. Poarta s-a deschis, iar Marina a pătruns pe teritoriu. Marina nu mai fusese în astfel de locuri. Fiecare bancă era un fenomen. Intrând în hol, s-a simțit ca într-un muzeu. Era curat, spațios, podelele din granit străluceau. Designul modern, dar păstrat în stil clasic, era fascinant. A fost întâmpinată de o femeie plăcută în papuci de casă, care a zâmbit și a invitat-o să se apropie de masă. Era conciergeul. Marina a lăsat o notă în cartea de înregistrare cu datele ei și se pregătea să plece. Dar femeia a oprit-o. Îmi pare rău. Trebuie să verific documentele dumneavoastră. Aici locuiesc oameni deosebiți și avem astfel de reguli. Încă o dată, îmi pare rău. Fără probleme, a răspuns Marina, întinzându-și pașaportul. Spre lift, mergea șocată. Marina nu înțelegea. Oare chiar bunica locuiește într-o clădire de un asemenea nivel și, în același timp, trimite nepoțelului 100 de ruble? Imaginea Marinei nu se potrivea deloc. Ușa necesară era întredeschisă. Bătând, Marina a intrat. Aranjamentul apartamentului era la fel de impresionant. Tavan înalt, mobilier de calitate, feronerie de la podea până la tavan. Svelana Iurievna, Intră, draga mea, m-au avertizat deja. Doar vorbește mai încet, nepoțelul meu doarme, a spus bunica. Marina s-a descălțat, a luat tortul și a trecut încet în bucătărie. Svelana Iurievna, aveți o frumusețe deosebită, aș spune, splendidă. Nici nu știam că în orașul nostru există o asemenea oază de modernitate, a spus Marina sincer. Dar am venit să mă scuz. În acea zi. În general, îmi pare rău că m-am comportat așa. Nu am nicio scuză. Aș dori să vă propun să corectăm situația. Pot ajuta să facem totul. Hai să transferăm banii împreună fondurile vor ajunge instantaneu. Oh, nu, nu, draga mea, deja totul este rezolvat. Nu apucase să termine Svelana Iurievna, când din coridor s-a auzit o voce. Bună, m-am trezit. Și cine a venit atât de devreme? E weekend, nu? Sau iarăși ai? Marina a pus tortul cu mâinile tremurând de pe masă și s-a întors încet spre coridor. Totuși, nu era necesar să vadă. Auzise deja vocea cunoscută până la durere. Oh, Alexandru, totuși te-am trezit. Această fată drăguță lucrează la bancă și a venit să spună că Svelana Iurievna a tăcut o secundă. Ă, că este timpul să primească pensia. Îți dai seama? A venit să te avertizeze. Alexandru stătea în ușă. Se uita tăcut la Marina în ochi, Apoi a spus gânditor. Ei bine, da, da. Marina a apucat cu disperare geanta, s-a despărțit rapid de Svelana Iurievna și a ieșit din apartament fără să se uite înapoi. Mergea repede, fără să se întoarcă, și s-a oprit doar atunci când clădirea a dispărut din câmpul vizual. O tremurau toate. Nu putea să creadă în cele întâmplate. De ce s-a oprit cu această bunică? În minte îi treceau cu viteză amintirile. Tot ceea ce a încercat să șteargă din memorie, și tot ceea ce a dus-o la această viață revenea înapoi și o rănea cu o nouă forță. A simțit din nou o singurătate insuportabilă și durerea vinovăției proprii. Ajungând acasă, s-a culcat în pat, a închis ochii și a început să vizioneze mental un film intitulat Trecutul. În anii de studiu, Marina era superbă. Pur și simplu o stea a facultății. Miniaturală, slabă, cu părul lung și ondulat de culoare neagră și cu ochi uriași și albaștri. Învăța excelent, făcea sport, în același timp nu rata nicio petrecere și era sufletul companiei. O fetiță veselă. Colegii nu înțelegeau cum reușea să combine toate acestea. În anul 2, la ei a fost transferat un tânăr, o completă opoziție a Marinei. Serios, necomunicativ, dar destul de binevoitor. Pe la spate, toți îl numeau botanistul frumos. Marina l-a interesat cam după o lună. Când a devenit clar că băiatul nu i-a arătat niciun interes, la toate semnalele de atenție, el nu reacționa. Era amabil, dar complet distant. Nu că s-ar fi comportat așa doar cu Marina. El nu reacționa deloc la nimeni. Era în lumea lui, comunica doar când era necesar și pe subiect, iar jumătatea feminină a grupului era foarte derutată de asta. Ca să justifice indiferența față de persoanele lor, toți au decis că Alexandru avea deja o viață personală și s-au predat. Dar Marina nu putea accepta asta. O atrăgea atât de mult Alexandru. În acel an, după sesiune, s-a decis să meargă la un grătar cu noaptea. Oamenii au convins pe Alexandru să vină cu ei. Ziceau că nu se poate comporta așa în colectiv, trebuie să ne cunoaștem mai bine, hai cu noi. Și, spre surprinderea multora, el a acceptat. Marina se bucura în adâncul sufletului. La picnic, Alexandru a venit cu o chitară a ajutat pe toată lumea și, în general, s-a deschis dintr-o altă latură. Era inteligent, destul de sociabil și, ciudat, știa să glumească cu umor. Ziua și seara au trecut zgomotos și vesel. Compania cânta, dansa, juca volei pe plajă. Aproape de noapte, toți au început să se împrăștie în corturi și să se culce. Alexander stătea lângă foc și cânta încet la chitară. Marina s-a așezat lângă el și l-a ascultat în tăcere. O melodie se schimba cu alta, în jur era liniște de plină. Îți place muzica? a întrebat brusc Alexandru, terminând de cântat. Se pare că da. Acum da, a spus Marina, uitându-se în ochii lui. În acea noapte, tinerii nu s-au culcat deloc. Până dimineața au vorbit fără oprire. Marina nu s-a simțit niciodată atât de ușor în comunicare cu nimeni. Pur și simplu vorbea, fără să se prefacă și fără să inventeze nimic. A fost o comunicare reală, vie, nu pentru distracție, nu pentru divertisment, ci pentru a se cunoaște complet. Prima dată a dat peste cineva care vrea să știe ce simte, ce gândește, ce vrea. Prima dată a simțit un sprijin. Marina l-a văzut pe Alexandru complet diferit. L-a înțeles, l-a citit ca pe o carte. Din acel moment, Marina a devenit altcineva. Nu mai voia doar să râdă cu prietenele ei toată ziua. Tângea după o comunicare mai profundă, fapte semnificative, căutând sensul vieții. Și Alexandr era alături. Următorii trei ani i-au petrecut împreună, învățând, aspirând, dezvoltându-se și iubind. Așa cum s-a dovedit, această perioadă din viață, căminul studențesc și nodălesurile instant pe seară, a fost cea mai fericită vreme numai că înțelegi asta prea târziu, de obicei. Marina s-a convins de asta pe propria experiență. Stând în pat, Marina plângea cu voce tare. Timpul pierdut fără întoarcere. Alexandru pierdut fără întoarcere. O greșeală ireparabilă. Prostească. Din nou și din nou se înjura Marina. A revenit din nou în gânduri în trecut. Sfârșitul studiilor, nesiguranța în viitor, frica de viața adultă, toate acestea o chinuiau în acea perioadă. Fetele din grupă s-au căsătorit deja. În principal, soții erau mai mari, deja de succes și realizați. Nu aveau de ce să se teamă. Trăiește și bucură-te! Iar ce o aștepta pe Marina? O garsonieră închiriată în suburbie cu Alexander. La mai mult nu puteau spera. Marina făcea practică la o companie de succes. Colectivul era excelent, Relațiile s-au stabilit imediat. După o săptămână, partea feminină a colectivului a început să-i șoptească Marinei că directorul, Nicolae Petrovic, se comportă ciudat cu ea. Așa ceva nu s-a mai observat înainte. El nu a evidențiat niciodată pe nimeni în colectiv. Uite, observă, tânăr, cu perspective și nu și-a -și ochii de la tine. Și Marina a observat. După câteva prânzuri împreună, Nicolae Petrovic a devenit Nicolae pentru Marina. Era interesant, pasionat de muncă, povestea mult despre cariera sa și sugera Marinei că poate să o angajeze pe o poziție bună. Această latură a vieții îi amețea mintea Marinei. Restaurante bune, mâncare scumpă, cumpărarea de lucruri de calitate, plimbări de seară prin oraș cu o mașină modernă și un viitor promițător. Nicolae o răsfăța pe Marina cu cadouri, complimente, promisiuni. Marina părea că trăiește două vieți. Ziua era o femeie splendidă, plină de încredere și își putea permite tot ce dorea. Iar seara, în cămin, bea ceai cu biscuiți. În jur, toți îi dădeau sfaturi. Îți vor fi deschise toate ușile. Părăsește-le pe Alexandru. Nu te gândi. Dacă e ceva, vor mai fi mii de Alexandrus. Mai bine gândește-te la copii. Astfel, nu doar pentru tine, ci și pentru ei deschizi un viitor luminos. Dacă pierzi ocazia, prostiță, el te-a ales. Nu crede că va aștepta. fă -o cât fierul e încă fierbinte. Și într-o zi, întorcându-se acasă, Marina l-a întrebat pe Alexandru. În jumătate de an ne vor da afară din cămin. Trebuie să pășim în viața adultă. Hai să discutăm cum va fi. Unde vom merge? Cum vom trăi? Niciunul dintre noi nu are un început bun cu rude bogate. Dar parcă am vorbit despre asta. Am discutat totul. Ne vom ține de planul nostru, a spus Alexandru cu nedumerire. Au vorbit, dar perspectiva era neclară. Cum vom crește copii? Nici apartament, nici bani, nici părinți bogați. Asta e o problemă care se rezolvă. Cu timpul vom câștiga. Tu, cel mai important, nu bea, și vom muta munții. Marina, de ce încet să te panichezi înainte de vreme? Toți au început de undeva și ne vom descurca, a spus Alexandru și a sărutat-o pe frunte. Ne vom descurca, ne vom descurca, a șoptit Marina și a plecat la duș. Schimbările de apă în cămin erau norma, de la gheață la apă clocotită și înapoi. Sărind fără încetare în dușuri, Marina se gândea că nu vrea să trăiască așa. Nu vrea să trăiască așa deja astăzi. Nu în viitor. Nu vrea să nască un Petru pentru a trăi în sărăcie, economisind la scutece și pampers. Și cel mai important, era tânără, frumoasă, era în plină floare a vieții și trebuia să o trăiască cu demnitate. Când s-a întors, Alexandru dormea deja. Până dimineața, Marina a stat lângă el și l-a privit. Sentimentul nu era principal. Totul va trece. Se va suporta. Se va iubi. Repetă ea ca pe un incantare. Spre dimineață, a adormit. Plecând, Alexandru, ca de obicei, a sărutat-o în amândoi ochii și pe nas, s-a despărțit și a plecat. Marina a făcut că se preface că doarme. Decizia fusese luată. Marina nu se gândea la fidelitatea alegerii sale. Emoțiile și dorințele o călăuzeau, dorea ușurință. A strâns o valiză și a dus-o în camera vecinei. A scris o notă cu cuvintele: Bea, am nevoie de un alt viitor. Îmi pare rău, nu ne vom mai vedea. Mult noroc, cred în tine și nu mai cred în noi. La prânz, le-a povestit cu tristețe lui Nicolae că a plecat de la soțul ei civil, că decizia este definitivă și irevocabilă, întrebând întâmplător dacă are un agent cunoscut care să o ajute să găsească o locuință. Ei bine, ești tare! Deciziile tale sunt rapide! Bravo! a spus Nicolae. Știi ce? Nu trebuie să dormi pe stradă. Hai să stai la mine. Apartamentul e mare. E loc destul. Iar apoi vedem. Până acum, totul mergea conform planului Marinei. Seara. Au mutat lucrurile. Alexandru nu a ieșit din cameră. Apartamentul era într-adevăr superb, cu o renovare de designer și un duș imens. Acolo apa era cu o temperatură uniformă. Marina îi dădea peste cap de fericire. Se părea că era o altă persoană. În față erau atât de multe descoperiri și oportunități. Totul e corect. Vei vedea. Ai acționat înțelept, îi șoptea vocea interioară. A trecut o lună. Practica s-a încheiat. Marina locuia în continuare cu Nicolae și nu plănuia să se mute. Se pregătea pentru susținerea lucrării de diplomă. Locul de muncă viitor era deja stabilit de Nicolae. Nu s-a mai văzut cu Alexandru, el nu a sunat și nu a încercat să o aducă înapoi. În grupă, i s-a spus lui Alexandru unde este Marina și cu cine. A acceptat tăcut și cu demnitate, fără să spună nimic. Așa cum povestea era, colega Marinei, pe Alexandru a început o adevărată vânătoare. Fetele se învârteau în jurul lui, dar el nu se deschidea și mergea la institut doar când era necesar. A absolvit diploma și nimeni nu l-a mai văzut. La petrecerea de absolvire, Alexandru nu a fost. Marina s-a pregătit cu grijă pentru sărbătoare, alegând cele mai frumoase rochii și dorind să eclipseze pe toți din jur. A reușit. A fost irezistibilă. Numai că acest lucru nu i-a adus plăcere. În acea seară, a simțit melancolie. Fără să înțeleagă de ce, s-a străduit din răsputeri să se cufunde în atmosfera de distracție, dar undeva în adâncul sufletului s-a așezat o tristețe. Exact atunci și-a luat rămas bun de la trecut. Apoi viața a început să se învârtească. Marina a obținut o poziție bună într-o companie cu perspective de creștere rapidă a carierei, pentru că despre asta se putea doar visa, la vârsta ei și cu un asemenea succes. Relațiile cu Nicolae erau ușoare și relaxate. Timpul liber îl petreceau în baruri și cluburi. O viață fără gris. Timpul trecea, iar nimic nu se schimba în relațiile lor. Marina a început din nou să se îngrijoreze pentru viitor, iar într-o zi l-a întrebat pe Nicolae: Poate că ar trebui să rămânem acasă în seara asta? Să discutăm despre viitorul nostru, să ne uităm la un serial, să comandăm pizza acasă, să fim doar noi doi. Oh, hai să lăsăm această seriozitate! a râs Nicolae. Ce viitor! Trăiește prezentul! Bucură-te! Nu va mai fi o a doua viață! Acum sunt cei mai buni ani. Hai să nu complicăm, e puraș. Ei bine, toți ne facem planuri pentru viitor. Familie, copii, nu e important. Mai devreme sau mai târziu, toți ajungem aici. Mă interesează ce gândești despre asta. Important pentru mediocri, dar asta nu e pentru mine. Te-ai înșelat, draga mea. Urăsc plânsul copiilor și iubesc libertatea. Asta e poziția mea. Te rog să-ți minte și să iei în considerare, a spus Nicolae fără zâmbet. Marina a înghețat. A înțeles că situația era fără ieșire și că a continua conversația era inutil. Nici astăzi, nici mâine, nimic nu se va schimba. Și a mai înțeles că nu-l cunoaște deloc pe omul cu care trăiește deja de câțiva ani. Așa l-a văzut pe Nicolae pentru prima dată. Dar cea mai teribilă descoperire este faptul că formula se va suporta, se va iubi aici, nu va funcționa niciodată. Bine, eu am plecat cu băieții la saună. Nu te supăra, draga mea, voi veni târziu. Culcă-te fără mine. Banii sunt pe card. Dacă vrei, poți merge undeva, relaxează-te, ia-ți prietenele. Fără să se sinchisească, a spus Nicolae și a plecat. În acea seară, Marina a auzit pentru prima dată sunetul tăcerii și disperării. Cu Nicolae trăiau deja de doi ani, iar Marina era sigură că în curând va deveni soția lui, iar apoi și mama. Dar astăzi, speranțele s-au prăbușit complet. Nu avea un nou plan pentru viață. Nu mai avea nevoie de sfaturi înțelepte. După două săptămâni, Nicolae a început să se comporte ciudat la muncă. A cerut brusc să-i se adreseze cu numele și patronimicul, argumentând că ar trebui să separe viața personală de muncă. Ciudat! Asta după doi ani, când toată lumea știe deja că sunt o pereche. Marie i-a fost rușine și puțin umilitor, dar a fost de acord. Și nici nu avea de ales. Apoi a început să-și exprime nemulțumirea față de munca ei, să-i facă observații ca șef al departamentului și să ceară să crească profesional, nu doar să aspire la avansare. Apoi, după o săptămână, Angajații departamentului ei au spus că l-au văzut pe Nicolae la un restaurant cu o nouă angajată, Alina. Se distrau vesel și au ieșit din cafe neambrățișați. Seara, Marina l-a întrebat despre asta pe Nicolae. Și ce vrei să auzi? Îți spun din start. Nu-ți promit nimic. A răspuns Nicolae. Liniștit, dar iritat. Dacă ți-amintești, doar te-am adăpostit pentru o vreme. Și dacă ți-amintești, te pregăteai să-ți cauți apartament. Pur și simplu, în această perioadă a fost convenabil pentru toți, iar acum, așa că, am un agent imobiliar cunoscut. Te va ajuta să găsești o locuință. Mâine îți voi trimite contactele lui. Nu te îngrijora, eu voi suporta cheltuielile. Mă dai afară? a întrebat Marina. Nu-i venea să creadă urechilor. Da, să fie așa dar îți sunt recunoscător pentru toți acești ani. Cu adevărat, ne-am distrat. Ești o persoană luminoasă, dar nu ne este pe aceeași cale. Se pare că așa se spune în astfel de cazuri. Marina a râs isteric. A râs mult. A râs de ea însă și, de visele ei, de sfaturile pe care le-a primit. Apoi râsul s-a transformat în plâns. Motivele pentru lacrimi erau aceleași. Dar s-a adăugat și supărarea și conștientizarea că nimic nu se mai poate schimba. Nu are sens să-l reții pe Nicolae, nu are sens să-l cauți pe Alexandru. În noaptea aceea, Nicolae a rămas să doarmă în sufragerie. Dimineața s-a trezit mai devreme decât Marina și a plecat liniștit la muncă. Marina a început să-și strângă lucrurile, a sunat o veche prietenă și a cerut ajutor. Ira a venit și a ajutat-o să-și mute lucrurile în apartamentul ei. Mariș, doar nu te supăra dar înțelegi, cât timp soțul este plecat în delegație, iar copiii la bunică, trăiește și nu te gândi. Dar apoi, Ira i-a aruncat o privire de scuze. Desigur, Ira, înțeleg totul. Chiar nu te îngrijora. Voi începe imediat să caut un apartament. Ascultă, dar poate la mama? Aveți un apartament cu trei camere. E loc destul, nu? A spus Ira. La mama? Ea nu va suporta o astfel de rușine. Nu are nevoie de o astfel de reputație. S-a întors fiica nereușită. Fără soț, fără copii, fără carieră, a spus Marina și a trântit portbagajul. Vor fi doar reproșuri constante că sunt un stigmat al familiei, comparații nesfârșite cu copiii prietenelor ei. Dar nu, mă voi descurca singură. Ei bine, atunci hai la drum, a spus Ira cu bucurie și a sărit în mașină. A doua zi, Marina a venit la muncă. Atmosfera din jur s-a schimbat. Angajații încercau să comunice cu ea cât mai puțin și doar pe subiect. Marina a simțit că ceva nu este în regulă, dar nu putea înțelege ce se întâmplă. Seara a fost invitată la resurse umane. Acolo, cu privirea în jos, specialistul în resurse umane i-a întins un ordin de concediere. Îmi pare rău, Marina Maximovna dar s-a spus că fie scrie o cerere de demisie din proprie voință, fie ești concediată pentru încălcări grave în raportare. Eu? Pe motiv. Un moment. Mă întorc imediat. A spus Marina și într-o secundă a urcat în biroul lui Nicolae. Oh, doar să nu facem un scandal. A auzit ea de la ușă. Înțelegi. Nu putem lucra împreună. În plus, Alina este însărcinată și se mută la mine. Și, cum înțelegi, nu trebuie să se streseze. Iar tu ești sursa ei de stres. Marina, Alina a vorbit cu colectivul. Mulți sunt nemulțumiți de tine. Da, aproape toți sunt nemulțumiți. În general, pentru această linie, acest loc se potrivește mai bine. Dar îți voi da caracteristici excelente. Nu te îngrijora. Nu vei avea probleme cu angajarea. Nu te îngrijora, nu te îngrijora. Striga Marina. Iar lacrimile curgeau pe obrazii ei. Însărcinată? De cât timp vă întâlniți pe la spatele meu? Plânsul de copii nu-i place. Vezi tu. Marina nu se putea opri. Nicolae i-a întins un pahar cu apă, un șervețel și a spus complet rece. Calmează-te și pleacă. Suntem la locul de muncă, nu într-un cerc teatral. Trebuie să înțelegi. Așa se întâmplă. Ești plăcută, dar cu ea vreau să trăiesc. Îmi pare rău. Marina a luat paharul cu apă și a mers încet spre resurse umane. A decis deja că nu va rămâne aici nici măcar un minut. Alina venea spre ea. Bună! Îmi pare foarte rău, a spus ea, zâmbind. Dar așa e viața. Cineva e mai bun, cineva mai rău. Personal, eu sunt întotdeauna cea mai bună. Marina a ridicat mâna și i-a turnat apă pe cap apoi a mers calm spre resurse umane. Desigur, nu mai putea visa la caracteristici bune, dar sufletul ei s-a ușurat. Marina a închiriat o garsonieră la marginea orașului. Ira a ajutat-o cu mutarea, iar soțul întors din delegație a ajutat-o să-și organizeze viața. Marina îi privea din exterior și înțelegea. Așa trebuie să construiești o familie. Nu te îngrijora. Totul va trece. Acum vei găsi un loc de muncă, te vei întâlni cu un bărbat bun și vei fi fericită. Vrei, vorbesc cu soțul? Îți vom găsi un cavaler, chiar mai mulți, iar tu vei alege. Încerca să o liniștească ira. Apropo, curând va fi întâlnirea absolvenților. Vei merge, trebuie să te relaxezi. Nu, cel mai probabil nu. Dacă va fi Alexandru acolo, nu voi putea să-i privesc noți și nici starea nu este de sărbătoare. Nu te îngrijora, el cu siguranță nu va fi. Am aflat. După absolvire, nu a mai venit în oraș. Se spune că s-a mutat la Moscova, a închiriat o garsonieră la margine și nu mai comunică cu nimeni din grupul nostru. Așa că hai, pregătește-ți ținuta, ca în vremurile bune, a cântat Ira. Bine, atunci mă voi gândi, a spus Marina. Au început căutările de muncă. La posturile de specialitate, Marina nu a fost acceptată din cauza recomandărilor proaste de la locul de muncă anterior. Ira a convins-o să meargă la întâlnirea absolvenților, pentru a se distrage. În cele din urmă, Marina a cedat. La petrecere a realizat. Totuși, spera că Alexandru va veni. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cineva a spus că acum este o persoană ocupată, are o afacere mare și o mulțime de oameni în subordine. Iar aici a rămas doar o bunică, care refuză categoric să se mute la Moscova. Marina a întrebat, încercând să-și facă tonul cât mai indiferent: Dar cum stau cu afacerile amoroase? Oh, asta e un secret bine păzit! Liniște! am întrebat. Bunica, când vei deveni străbunică? iar ea zâmbește și tace. Neclar, a răspuns Marina fără gris. Clar că nimic nu e clar a susținut discuția Ira. E timpul să dansăm. Banii se terminau rapid, nu o angajau nicăieri, iar Marina era în disperare. La un moment dat, părea că este gata să accepte orice loc de muncă, dar ceva nu era în regulă cu sănătatea ei. Marina avea adesea amețeli și voia mereu să doarmă. După o lună, a realizat că este însărcinată. Ce? striga Nicolae. Nu te gândi la asta. Am nuntă pe cale, iar tu vii cu un copil. Exclus. Nu accept. Și va trebui să muncești din greu pentru a dovedi că acesta este copilul meu. Și nu îndrăzni să vorbești despre Lina. Nu trebuie să se îngrijoreze. Atunci vom rezolva prin instanță. Vei plăti pensia alimentară și ne vei asigura un adăpost. A concluzionat Marina, ascultându-le pe Nicolae. El mai striga ceva la telefon, dar Marina a înțeles deja toată inutilitatea conversației. A plâns toată ziua. Avea senzația că se află într-o capcană și situația se înrăutățește tot mai mult. Cum a putut să se înșele atât de tare în legătură cu Nicolae? De ce nu a observat că el o trata superficial, ca pe o jucărie? De unde a avut impresia că au o șansă la un viitor? Și cum va trăi mai departe cu un copil? Seara, Marina a început să aibă dureri de burtă. A chemat ambulanța și a fost dusă la spital. S-a întors acasă fără copil. Doctorul i-a spus că, cel mai probabil, nu va mai avea copii, nici muncă, nici familie, nici copii. Înainte, spre un viitor luminos, Ira a venit în ajutor. A fost promovată și i a oferit Marinei un loc de muncă în departamentul ei, ca operator de casă. Mariș, e doar pentru început. Desigur, pentru un specialist ca tine, nu este un post, dar e mai bine decât să stai acasă și să te plângi. Avem o echipă grozavă. Te vom învăța, iar tu vei schimba peisajul. Trebuie să încet de undeva, spunea Ira cu un ton de scuze. Ira, a exclamat Marina, ești pur și simplu salvatoarea mea. Desigur, voi veni cu plăcere. Îți mulțumesc, prietenă. Au început zilele gri. Acasă, muncă, acasă, și tot așa. Marina nu voia să se gândească la viața personală iar bărbații pe care îi întâlnea erau toți la fel. Nu, nu erau deloc răi. Mulți dintre ei nu voiau relații serioase și de lungă durată. Pur și simplu, erau pentru ea la fel, standardizați. Marina nu putea găsi o suflet pereche. Nu putea vorbi deschis cu niciunul dintre ei. Nimeni nu o interesa cu adevărat. Treptat, râsul și bucuria s-au întors în viața ei. Da, calitatea nu era aceeași. Dar viața continua. S-a obișnuit cu noul ei loc de muncă, s-a prietenit cu echipa și a început să se adapteze la noua viață, uitând de cea veche. Doar din când în când, în somn, îi apărea un foc de tabără, Alexandru și vocea "Vei naște un petca". Totul a continuat așa până în acea zi, până la acea bătrână cu chitanța. Totuși, bănuielile ei s-au concretizat. Numele, prenumele, patronimul și identitatea coincideau era Alexandru. Același, iubit, bun, subestimat și abandonat de ea. Niciodată nu a fost atât de bine cu altcineva. Niciodată nu a vorbit fără oprire toată noaptea cu altcineva. Acesta era cel mai apropiat Alexandru, dar nu al ei. Și totuși, gândul la o sută de ruble nu-i dădea pace. De ce trimite o bunică, care trăiește în condiții luxoase, o sumă atât de ridicolă nepoțelului ei, un om foarte bogat? Nu avea răspuns. Dar Marina a decis ferm să dezvăluie acest mister. Duminica a trecut ca prin ceață, în amintiri nesfârșite, în lacrimi, regrete și căințe. Fiecare dimineață pentru Marina începea cu ceva care nu mergea conform planului, dar dimineața de luni a fost o catastrofă totală. Practic, se aduna pe bucăți. În plus, din cauza lacrimilor de ieri, arăta iremediabil rău. S-a adunat și, cât a putut, a chemat un taxi. Nu mai avea șanse să ajungă la timp pe jos. La muncă, absolut toată lumea se uita la ea cu nedumerire, iar fiecare al doilea întreba: Ce s-a întâmplat? Ai nevoie de ajutor? Nu, alerge, răspundea Marina. La ce? întrebau mulți. La viață, riposta ea, și asta era adevărat. După prânz, a avut o idee a căutat în geantă chitanța și a început să introducă datele. După ce a apăsat căutare, Marina a rămas șocată. În ultimii cel puțin cinci ani, Svelana Iurievna a transferat lunar, în aceeași dată, exact 100 de ruble lui Bocova Alexandru, nepoțelul ei. Întrebările Marinei au crescut și mai mult, iar răspunsurile au devenit și mai puține. De fapt, nu erau deloc. Dar a apărut un plan. Dacă în ultimii cinci ani nu au fost întârzieri în plăți, înseamnă că luna viitoare, în aceeași dată, bătrâna va veni din nou să depună 100 de ruble. Și, având în vedere că banca este acum singura din tot cartierul, Marina trebuie să o întâlnească și să vorbească cu ea. Dar nu a trebuit să aștepte. A doua zi, o angajată, administratorul, s-a apropiat de Marina. I-a spus că în sală este o femeie în vârstă care caută fata care a servit-o. Iar, după descriere, Marina se potrivește cel mai bine. Au ieșit în sală. În zona de așteptare stătea Svelana Iurievna. Draga mea, îmi pare rău că te deranjez de la muncă, dar trebuie să vorbesc cu tine. Aici nu este foarte convenabil, dar te ascult, Svelana Iurievna. Nu sunt sigură, dar cred că discuția va fi lungă, a spus bătrâna. Hai să vii la mine la ceai după muncă. Cu plăcere, a spus Marina, mângâind-o pe bătrână pe umăr. Pe curând. Și a simțit o ușurare, ca și cum ar fi apărut o rază de speranță. Dar apoi s-a tras înapoi. Speranța pentru ce? La ce te aștepți, Marina? Nu cumva că Alexandru te iubește încă, că aveți o șansă să fiți împreună? Și asta după tot ce ai făcut. Ridicol! Și apoi, cu siguranță, el are deja o familie, iar o fată frumoasă și fidelă i-a născut lui Petca. Iar tu? Nu poți oferi nici măcar un fiu cuiva. Așa că toate speranțele tale ar trebui să fie călcate în picioare. După muncă, Marina a mers pe același traseu cunoscut către Svelana Iurievna. Nu se putea obișnui cu atâta frumusețe. După ce a umblat puțin prin curte, plină de admirație, Marina a intrat în clădire. Conciergeul fusese deja informat, iar Marina a urcat la etajul 12. Ușa era din nou întredeschisă. Iar din apartament se simțea miros de cozonaci Intră, draga mea Probabil ești obosită după muncă Acum vom bea ceai cu plăcinte De casă Alexandru le adoră De fiecare dată când vine Cere aceste plăcinte Spune că în Moscova nu găsești așa ceva Spunea Svelana Iurievna Punând masa în bucătărie În timp ce Marina se dezbrăca Ei, unde ești? A zâmbit bătrâna ieșind din spatele ușii în șorți și cu batic pe cap. Vin, vin, a spus Marina. Și din nou a simțit căldură și confort, ca acasă. Doar un singur gând o chinuia pe Marina. Cum să-i spună o astfel de adevăr acestui om luminos și curat? Și nici oamenii din această generație nu sunt capabili să înțeleagă astfel de fapte. Ei știau să iubească pur și sincer, fără motive. Nu era obișnuit să se despartă, să divorțeze și să caute opțiuni mai bune. Marina a intrat în bucătărie. Pe masă era ceai cu cătină și un întreg platou de plăcinte. Wow, cât de multe! a spus Marina. Ai făcut pentru nepoțel? Nu. El este un om ocupat, nu vine mult timp. Iar această călătorie a fost spontană, pentru că nu am trimis banii. Ei bine, nu contează. Mai întâi vom bea ceai și ne vom cunoaște. Cum te cheamă? A întrebat brusc bătrâna. Eu sunt Marina. Foarte plăcut. Svelana Iurievna. Îmi cer scuze. Am uitat să mă prezint. A fost o întâlnire atât de haotică. Așa a fost. Nu-i așa? A spus bătrâna, zâmbind strângărește. După ce au băut ceai, Marina s-a hotărât să pună întrebarea. Svelana Iurievna, acest transfer de 100 de ruble, a fost cu adevărat foarte important? Cum să spun, mărișoară, a fost cu adevărat important acum cinci ani, când nepoțelul meu a plecat în Marele oraș complet singur, fără muncă, fără sprijin, fără adăpost. Atunci el număra fiecare sută de ruble. Și trebuie menționat că atunci o sută de ruble părea o sumă diferită. Atunci, da, a fost vital. Dar acum? Acum. De ce? A întrebat Marina abia stăpânindu-și lacrimile din cauza vinovăției. Dar acum a zâmbit bătrâna. Acum el îmi poate trimite de o mie de ori mai mult. Vezi ce apartament și-a cumpărat. Locuiesc singur în lux, o curățenie ce costă. Dar transferul meu de 100 de ruble rămâne important pentru el. Este deja o tradiție, draga mea. El spune că dacă ai reușit să ajungi și să depui bani în cont, pot fi liniștită. Ești bine, Înseamnă că te plimți, te miști și te simți bine. A pus din nou ceainicul și a continuat discuția. Sunt bătrână, dar nu proastă. În ziua în care ai venit, am simțit că ceva nu este în regulă. Cu Alexandru ceva nu era în regulă. Când ai plecat, Șuroca s-a așezat în fotoliu și nu a vorbit mult timp cu mine. Îi era dureros. Am simțit asta. Apoi s-a adunat imediat și a plecat în Moscova. Acolo îi este mai ușor așa că spunem, Mărișoară, te cunoști cu nepoțelul meu? Da, a șoptit Marina. Și ție ți ţi este greu să-l vezi. Da, a început să plângă. Vorbea fără oprire, înecat în lacrim, oprindu-se din când în când pentru a bea apă, dar apoi continua din nou. Svelana Iurievna a ascultat în tăcere, nu a pus întrebări, a dat din cap și nu a judecat-o niciodată. Apoi i-a povestit Marinei cum Alexandru a plecat în Moscova, cum a muncit zi și noapte pentru câțiva bani, a obținut o a doua diplomă, a luptat cu acest mare oraș pentru locul său sub soare, a trecut de la un loc la altul pentru a acumula experiență și, în cele din urmă, a devenit proprietarul unei mari companii de construcții. Dar, într-o zi, a venit la Svelana Iurievna și, la ceaiul de seară, i-a povestit despre o fată care l-a împins spre asta. Era foarte speriată să închirieze un apartament cu o cameră și să trăiască undeva la marginea orașului se temea că nu vor obține statutul necesar, că nu vor fi ca toți ceilalți. Se temea că nu va putea să hrănească și să crească copii. Acum poate face totul, dar nu are nimic, în afară de muncă. Atunci mi-a spus, ștergând o lacrimă, a spus Velana Iurievna, Bunico, am tâneit atât de mult după asta. Am crezut că acesta este calea spre fericire. Altfel de ce a plecat? S-a dovedit că nu există fericire în asta. S-a dovedit că acum pot alege orice fată, dar nu vreau să am copii cu nimeni. Asta e povestea. Bunico, dar știi, draga mea, se pare că te iubește. Da, te iubește. Dar va ierta? Marina s-a întors acasă, goală. În cap avea o claritate totală, o acceptare completă a situației. Nu o va ierta niciodată. Nici măcar pe ea însă și nu se poate ierta. Afară era întuneric și umed. Iar apoi a început să plouă. Dar nu o deranja. la până la piele, mergea încet, fără să observe nimic în jur. Aproape de o intersecție, a văzut un băiețel de vreo patru ani. Privind în jur, Marina s-a mirat. Nu se vedea niciun părinte. Deodată, băiețelul a început să meargă înainte, pe semaforul roșu. Marina a alergat să-l prindă. Se auzea doar țipătul roților. Proastă, fără minte! striga șoferul de taxi la Marina. Ai copii de rezervă? Acum chem poliția să te trimită la protecția copilului. Nu poți avea grijă de propriul copil, ai putea măcar să-i compătimești pe alții. Eu, de fapt, am copii acasă și mă așteaptă. Marina l-a prins pe băiețel în brațe, l-a strâns la piept, încercând să-i acopere urechile, l-a ascultat pe șofer până la capăt, s-a scuzat și a spus că nu se va mai repeta, că a fost un accident. Șoferul a mai înjurat-o de câteva ori și a urcat în mașină, trântind ușa. Ai grijă! Băiete!" a strigat el ca un tată la despărțire. Marina a respirat ușurată. L-a pus pe băiat pe pământ, s-a plecat și, privind în ochii lui, a întrebat. Cum te cheamă? Minune!" Petru!" a spus băiețelul. Petru!" a repetat Marina. A unde sunt părinții tăi? Petru!" Cum poți?" un copil atât de mic, să umbli singur printr-un oraș mare atât de târziu. Nu știu, a spus băiețelul, ridicând din umeri. Marina a auzit un țipăt ascuțit de femeie și a văzut o siluetă de femeie neîndemânatică apropiindu-se rapid de ei. Hai, vino aici! Ai fugit din nou! Nenorocit! Te voi face! Plângea ea! Femeia l-a prins pe băiețel și aproape l-a tras înapoi. Primele secunde, Marina a rămas nemișcată din confuzie. Așteaptă. A alergat după ei, Marina. Femeia s-a oprit. S-a întors și a spus: Îmi pare rău dacă ceva nu este în regulă, dar ne grăbim, ne așteaptă autobuzul. A spus o frază standard. Ești mama lui? a întrebat Marina. Nu! a strigat Petru. Ea este educatoarea mea! Educatoarea! a spus femeia cu iritare. Iar fața ei s-a făcut roșie. Iar genia spune: Educatoare! a murmurat băiețelul. Și unde sunt părinții lui? a întrebat Marina. Aș vrea să le spun ce s-a întâmplat. Băiețelul a fost aproape să moară. Ce părinți? Este dintr-un orfelinat. Așa că fuge tot timpul undeva. Unde fugi? Nu ai unde să mergi. Marina a înghețat nu putea să înțeleagă că acest băiețel mic nu este dorit de nimeni în această lume. La revedere! A auzit ea brusc, întârziind. Femeia se întorsese deja și pleca. Marina s-a trezit. Nu, nu, așteaptă. Ce orfelinat! Ce număr! S-a plecat la Petru. I-a ajustat căciula care-i căzuse pe ochi și a întrebat. Știi care este numele tău de familie? Șișchin, iar noi locuim aici aproape, și băiețelul a arătat cu mâna în direcția corectă. Marina i-a luat palmele mici și a șoptit. Totul va fi bine. Pe obrașii ei curgeau lacrimi. Femeia nepoliticoasă, fără să răspundă la întrebare, l-a tras mai departe, spre autobuzul galben pe care scria copii. Băiețelul încerca să țină pasul cu ea din toate puterile, dar picioarele lui mici nu reușeau și tot cădea. Marina a ajuns acasă cu greu. Prea multe pentru o zi, nu fac față, se gândea ea. În noaptea aceea nu a dormit deloc. De îndată ce închidea ochii, îi apărea imaginea lui Petru. Marina nu știa ce să facă, cum să ajute copilul, dar știa cu siguranță că trebuie să-l vadă din nou. Dimineața a deschis imediat harta orașului. Voia să afle toate adreselor felinatelor din acest cartier și să le viziteze în căutarea lui Petru. Dar, din păcate, a descoperit că era unul singur în tot cartierul. Joi era singura zi de primire. La muncă, Marina a cerut imediat liber pentru joi, invocând probleme urgente. Ziua a trecut repede și relativ liniștit. Marina nu s-a gândit aproape la nimic. Totul în interiorul ei era concentrat pe așteptarea întâlnirii cu Petru. Joi, la ora 12, Marina stătea la intrarea în orfelinat. Se temea să intre. După aproximativ 10 minute, a scăpat de blocaj și a urcat la recepție. O femeie în vârstă, care conducea recepția, a întrebat imediat din ce motiv a venit. Marina i-a descris în detaliu întreaga situație, cum l-a văzut pe Petru, cum a fost aproape să fie lovit de mașină și chiar despre amenințările șoferului de taxi. A auzit întrebarea logică. Îți exprim sincere mulțumiri pentru că ai salvat copilul nostru, dar nu înțeleg scopul vizitei tale. Vreau foarte mult să-l văd pe Petru pot să vorbesc cu el? Aș dori să-l cunosc mai bine, a răspuns Marina. Nu, asta nu este permis și haideți să nu mai discutăm despre asta. Lacrimile i-au apărut în ochi Marinei. Iar Lefțina Petrovna, așa se numea femeia care conducea recepția, a continuat. Înțelegeți, pentru copii este o traumă suplimentară. Se obișnuiesc, apoi te așteaptă foarte mult. Iar la adulți, adesea, este impulsivitate, o dorință trecătoare, care trece în decurs de o săptămână. Și bine că nu au reușit să-l adopte. Uneori, îi aduc din casă și îi returnează. Nu sunt jucării. Cum poate un copil să suporte un refuz a doua oară în viața lui atât de scurtă? Dar vreau să-l adopt pe Petru. A ieșit cumva de la Marina. Asta e o altă discuție. Dar de ce ești singură? Unde este soțul tău? Și de ce nu te-ai înscris pentru o întâlnire? Pentru astfel de întrebări este necesară o programare prealabilă. El, el lucrează. Marina a mințit. Ei bine, când va fi liber, veniți împreună. Vom discuta, tu ne vei povesti despre tine, iar eu îți voi explica în detaliu procesul de adopție. Nu este atât de simplu cum credeți. Este un proces complicat atât pentru copii, cât și pentru viitorii părinți. Există o școală specială pentru părinți și trebuie să o finalizez. Iar până atunci, iată-ți broșuri pentru informare. Mulțumesc, a răspuns Marina. Dar permite-mi să-l văd pe Petru măcar de la distanță. Nu, aceștia sunt copiii mei, nu mai poți veni, iar eu va trebui să văd suferința lor. Ai dreptate. Din păcate, ai dreptate. Ieșind, Marina își stăpânea cu greu lacrimile. Nu avea șanse. Nu era căsătorită, nu avea locuință proprie, iar venitul ei nu putea fi numit extravagant. În acel moment, aproape că s-a predat. Aproape de poartă, a auzit voci cunoscute. Salut! Nu pleca! Suna vocea copilului cu defect de pronunție. Stai așa! Răsuna ecoul vocii educatoarei. Marina a alergat spre băiețel, l-a ridicat în brațe și l-a sărutat pe ambele obraje. Educatoarea răsucindu-și ochii. I-a smuls fără milă copilul din brațele Marinei, dar Petru a reușit să șoptească. Totul va fi bine. Marina plângea cu voce tare. Din fereastră, Lefțina Petrovna a observat scena. A doua zi, Marina a plecat de la muncă la mijlocul zilei, având o febră de 40 de grade. Noaptea a trecut ca într-un delir. Iar sâmbătă, la prânz, s-a auzit soneria ușii, atât de insistentă, încât Marina a fost nevoită să se adune cu ultimele puteri și să deschidă. Mărișoară, nu ai venit la mine vineri seara, așa cum ne-am înțeles, a spus Velana Iurievna de la ușă. M-am gândit că s-a întâmplat ceva și se pare că nu degeaba. Pot să intru. M-am îmbolnăvit. Îmi pare rău. Desigur, intrați, dar mă tem că vă voi infecta. A șoptit Marina cu gâtul bolnav și a întrebat cu mirare. Dar de unde aveți adresa mea? a trebuit să mă adresez nepoțelului. El a aflat. Nu întreba cum. Oricum nu știu. Ușa a sunat din nou. Era ira. Ce s-a întâmplat? Marina. De ce te caută toată lumea? Și ce este cu telefonul tău? Poți să-l încarci măcar din când în când? Dumnezeule, cât de rău arăți! Nu știu. Da, probabil s-a descărcat, a răspuns Marina cu o voce răgușită. Așa. Totul, hai la pat, draga mea, a spus bătrâna. Iar pe tine, fată, te-aș ruga să mergi la magazin și la farmacie. Vom avea grijă de bolnavă. Până seara, Marinei a fost mai bine fizic, dar moral mult mai greu. Adunându-se cu ultimele puteri, le-a povestit totul lui Ira și Svelanei Iurievna. La început, ele au tăcut. Prostie, a început să țipe Irina. Vom angaja un avocat o să-i cer soțului meu, el va ajuta. Și vom lupta pentru Petca și pentru tine. Atâtea copii în orfelinate, iar ei pun obstacole. Ira vorbea fără oprire. Svelana iurievnată tăcea și îi mângâia mâna Marinei. În acea zi, Marina a simțit pentru prima dată că nu este singură. A adormit cu un somn profund și uniform. A visat primăvara și pe Petru, cu care se plimba de mână. Ira și Svelana Iurievna au ieșit în bucătărie. Irina nu se putea liniști. Situația o afecta profund. Chiar nu știu ce să fac. Cum să o ajut pe marișa? Șoptea ira. Căci vrea să facă un lucru bun, dar se confruntă cu astfel de obstacole. Ți-am spus, caută-ți soț. Nu orice bărbat va dori să participe la asta, a observat înțelept Svelana Iurievna. S-au adunat în tăcere au închis ușa de la intrare și s-au dus fiecare acasă. Fiecare se gândea la ale sale. După câteva zile, Marina s-a recuperat complet. A decis să strângă curajul și să viziteze din nou orfelinatul. Înțelegea că s-ar putea să nu fie primită, dar dorea să vorbească sincer cu Lefțina Petrovna, să ceară sfaturi și să-și descrie în detaliu situația. Dar în acea joi nu era primire, iar Lefțina Petrovna era plecată. Coborând pe scări, Marina a auzit o voce cunoscută. Cu siguranță, cu siguranță vom pune un nou loc de joacă. Secolul 21, iar pe locul de joacă este o suprafață de beton. Fondul nostru va aloca fondurile necesare, iar asistentul meu va supraveghea lucrările de reparație. Și barele de tracțiune. Să se obișnuiască cu sportul de mici. Iar fetele trebuie să aibă o sală de dans. Marina stătea pe loc, neputând să se miște. Comisia s-a oprit chiar în fața scărilor. Și da, Marina nu s-a înșelat. Îl va recunoaște pe acest glas dintr-o mie. Jos stătea Alexander. S-a întors și, văzând-o pe Marina, a dat din cap ușor. În ochii lui se jucau diavori. Marina știa acest privire. El plănuia ceva. Comisia a continuat. Ieșind, Marina auza indicații stricte și recomandări pentru reparația clădirii. Seara, pe rețelele sociale, a descoperit o mulțime de postări despre un anumit om de afaceri care venise să restaureze orfelinatul. Pe internet, toată lumea spera că el se va opri în oraș pentru mult timp, sau mai bine, pentru totdeauna. De la vizionarea știrilor, Marina a fost distrasă de un apel telefonic. Ai intrat în grupul nostru. Ai văzut știrile? Vorbea repede Irina. De unde a apărut? Și de ce a decis brusc să se ocupe de reparația orașului? Ceva nu este în regulă. Trebuie să merg urgent la Svelana Iurievna. Marina, Maus, nu există astfel de coincidențe. Înțelegi? Marina nu era de acord. Nu știa cum să se comporte cu Alexandru, nu înțelegea scopurile lui. Dar știa cu siguranță că s-a oprit la bunica. Și mai știa că fără participarea Svelanei Iurievna, aici nu s-a întâmplat nimic. Marina a decis să aștepte următoarea joi și să încerce din nou să meargă la primire. Până atunci, au început zilele de muncă. Într-una dintre zile, alergând prin sală, a simțit o mișcare cunoscută. Cineva a atins ușor cotul ei. Svelana Iurievna, mă bucur să te văd. Ce mai faci? Ei bine, aceleași lucruri, draga mea. Îmi demonstrez activitatea și sănătatea cu transferul de 100 de ruble. Marina s-a gândit. Înseamnă că Alexandru a plecat. Dintr-o dată, a simțit o tristețe din această idee, dar a încercat să o alunge. Vino astăzi la ceai, a spus brusc Svelana Iurievna. Voi veni! Cu plăcere voi veni! Atunci, pe seară, a spus Marina, văzând că Svelana Iurievna este chemată după un tichet. Te aștept! Mărișoară! După muncă, Marina a intrat în magazin. A cumpărat bomboane pentru ceai și a alergat la svelana Iurievna. Iarna se apropia, iar afară devenea tot mai rece. Marina se gândea mereu la Petru. Cum o fi? Ce condiții au? Poate nu are haine călduroase. Sau s-a îmbolnăvit? Toate aceste gânduri o chinuiau non-stop, în fiecare minut liber. Se obișnuise deja cu faptul că Petru i-apărea în fiecare noapte în vis. Îi plăcea asta. Tot timpul se plimba un vis. Se dădeau pe tobogane și mâncau înghețată. Interesant, a încercat el vata de zahăr? Se gândea Marina, iar inima ei se strângea. Nu cumva nu se vor mai întâlni? Și dacă cineva altcineva, mai de succes, îl va lua? În aceste gânduri, nici nu și-a dat seama când a ajuns la casa dorită. Urcând la etajul 12, aproape obișnuit, a simțit acel miros. Plăcinte, s-a gândit Marina și nu s-a înșelat. Ceaiul tău cu cătină și plăcintele mă încălzesc sufletul," a spus Marina zâmbind. Mulțumesc, draga mea. Acum le fac nu doar pentru Alexandru, ci și pentru tine. Și mi-ar plăcea să le fac pentru voi," a spus Svelana Iurievna, zâmbind semnificativ. Marina și-a plecat privirea. Și ea și-ar fi dorit asta. Dar Alexandru trăiește în Moscova, o viață diferită, plină. Svelana Iurievna Alexander a venit în oraș. L-am văzut în orfelinat. Da, vecinii mei mi-au spus deja totul, a spus bătrâna. Mai bine ar repara policlinica. Mai bine ar investi bani în spital. Iar eu le spun, banii nu sunt ai voștri, nu este treaba voastră să decideți. Tot ce este mai bun pentru copii, cum se spune? Marina a zâmbit. O coincidență ciudată, nu-i așa? Oh! Da, a spus Svelana Iurievna. Totul nu se întâmplă niciodată fără un motiv. După câteva ore de discuție, Marina s-a pregătit să plece acasă. Când ușile liftului s-au deschis, în fața ei stătea Alexandru. Salut! Dispariție! a spus el, zâmbind ușor. Alexandru! a spus Marina, ținându-se cu toate puterile să nu se arunce în brațele lui. Salut! Ce mai faci? Ce bucurie să te văd! Ei bine, presupun că deja știi totul despre mine și chiar puțin mai mult, nu-i așa? Nu are sens să mă repet. Marina a zâmbit, și-a plecat privirea și a recunoscut: Știu despre evenimentele din viața ta, știu că ești de succes. Dar nu știu cum ești, cu ce trăiești, cu ce respiri, dacă ai familie, copii, oh, nu cumva bunica a ratat acest moment? A râs el în răspuns. Sunt bine. Foarte bine. În curând va fi și mai bine. E deja târziu. Poate te duc acasă. Mulțumesc. Voi merge pe jos. Vreau să respir aer proaspăt. Atunci, poate te însoțesc? De asta nu mă voi refuza. Mulțumesc. A spus Marina calm. Dar în sufletul ei era o furtună de emoții. Voia să strige și să sară de bucurie. Nu credea că asta se întâmplă cu ea, că el este din nou aproape, la fel de calm și familiar. Au vorbit fără oprire pe tot drumul până la casa Marinei. Alexandru i-a povestit despre Moscova, cum a venit și a încercat să se stabilească. E chiar bine că nu ai venit cu mine. Oricum, nu aveam suficienți bani nici pentru o garsonieră. A trebuit să închiriez o cameră. Practic, m-am mutat dintr-un cămin în altul. Mulțumesc, bunici ea mi-a trimis constant o sută de ruble. În afară de nodele instant, nu am mâncat nimic. Am lucrat în construcții. Acolo l-am întâlnit pe fratele meu de sânge, Andriuca. El a fost șeful meu de echipă. Se pregătea să se înscrie la facultatea de construcții și m-a convins. Pentru asta, îi sunt infinit recunoscător. Am terminat împreună. Iar cât timp am studiat și am muncit noaptea, ne-am făcut planuri. Când ne vom deschide afacerea? Râdeam că, uite, cum ne construim afacerea, în vise! Și totul a reușit. Îți dai seama? Așa se întâmplă. Încă nu ne vine să credem. Iartă-mă, a spus Marina. Nu putea găsi cuvintele potrivite, dar se simțea ca un trădător. Ei bine, lasă asta. Cine își amintește de trecut, își va pierde ochiul, a râs Alexandru. Ei bine, Fugi acasă. E frig, te vei îmbolnăvi. Și a sărutat-o pe Marina pe frunte. Pe curând, a spus ea zâmbind și a intrat în clădire. La ușă, s-a întors, a vrut să-l invite pe Alexandru la ceai, dar el plecase deja. Intrând în apartament, Marina a stat mult timp în palton și a revizuit întâlnirea lor din nou și din nou. Au trecut atâția ani, dar parcă nu a existat această despărțire. Erau la fel de ușor și simplu împreună să vorbească și să tacă. Marina accepta și conștientiza toate greșelile, dar cum nu voia să-l piardă din nou pe Alexandru. Simțea că are nevoie vitală să fie pur și simplu aproape de el. Nu conta în ce rol. Pur și simplu aproape. Să-l vadă, să-l audă, să știe că este bine. În noaptea aceea, Marina a adormit zâmbind, iar în sufletul ei se înfiripau o speranță. Marina a cerut liber pentru joi de la muncă. Conducerea deja începuse să-și exprime nemulțumirea în legătură cu acest lucru. Ei au permis să iau o zi liberă pe cheltuiala ei și au dat de înțeles că, în continuare, înlocuirile ar trebui să aibă un caracter exclusiv rar. Toată seara de miercuri, ea a repetat conversația cu Aleftina Petrovna. Își spunea din nou și din nou textul în fața oglinzii și, de fiecare dată, își dădea seama că îi lipsesc argumentele. Îi era foarte dor de petia, dar, se pare, conform legii, nu avea șanse. Și a schimba rapid situația era imposibil. Gândurile ei au fost întrerupte de un apel telefonic. Era mama. Ai văzut? La știri au arătat că al tău, Alexandru, s-a întors în oraș. Nu este al meu, mamă. Nu. Spunem, nu cumva nu l-ai găsit încă? La știri scriau că nu este căsătorit. Ești obligată să organizezi o întâlnire cu el. Marina, trebuie să mă asculți. Acesta este ultimul tău șansă. Alta asemenea nu va mai fi. Mamă, dar au trecut atâția ani, iar eu, la vremea mea, am acționat urât. De ce toate acestea? Nu mă va ierta. De ce te furișezi? A strigat mama. Cel mai bogat om din Moscova. Este un vis. Ai toate șansele. Cândva te-ai iubit foarte mult. Așa că trezește acele sentimente, roagă-te pentru iertare, spune că toată viața te-ai gândit doar la el. Și ție îți va fi bine, iar noi nu vom avea probleme cu banii. La urma urmei, e timpul să ne îngrijim și de părinți. Nu ne facem mai tineri cu tata. Marina simțea că fierbe în interior. Mamă, ce? Ai început toate acestea pentru bani? Serios? Nu ți ajunge, Nicolae. Desigur. Trebuie să gândești rațional. Sentimentele sunt sentimente, dar cu banii va fi mai sigur. Nu ai reușit să te îmbogățești singură, așa că acesta este șansa ta. Ascultă-mă, altfel vei regreta mai târziu, închirind un apartament până la sfârșitul zilelor tale. De fapt, am și eu drepturi asupra apartamentului. Oi, mamă, gata, hai să terminăm. Ne vom certa curând. El nu mă va ierta niciodată. Și nici măcar nu pot să-i dăruiesc un moștenitor. Dar nu trebuie să știe despre asta. Hai, lucrează, găsește-le, invită-le în vizită, mărturisește-ți sentimentele. Ce să te învăț? Ești o fată mare, îndulcește-le, vei fi ca la pieptul lui Hristos. Uite, fiica mătușă Tania s-a căsătorit, au plecat să locuiască în străinătate. Ei ajută atât părinții, cât și nu se refuză nimic. Un singur tu nu mi-a fost oferit. Și, de asemenea, nu uita de apartament. Eu și tata am muncit toată viața pentru el. Ai nevoie de propriul tău spațiu de locuit. Pa, mamă, a spus Marina iritată și a închis telefonul. Marina s-a gândit: Să mărturisești sentimentele. Asta e o idee. Poate că, într-adevăr, ar trebui să iau pur și simplu și să spun cum stau lucrurile. Și sufletul îmi va fi mai ușor. Amânând această idee pentru mai târziu, Marina a continuat repetiția conversației cu Aleftina Petrovna. Dar, în adâncul sufletului său, simțea toată disperarea situației. A sosit joi. Marina a încercat din răsputeri să alunge gândurile rele, dar neliniștea nu dispărea. Apropiindu-se de casa de copii, a văzut copiii la joacă. Oamenii mici se jucau, construiau orașe și râdeau vesel. Marina se uita și se gândea. De ce au parte de toate acestea? Căci ei nu au avut timp să greșească. Suflete curate, luminoase, bune. Adunându-și curajul, s-a dus la recepție. Ce surpriză a avut când, în zona de așteptare, l-a văzut pe Alexandru. Salut! Dispariție! M-am săturat să aștept. La un moment dat m-am gândit că te-ai răzgândit să lupți pentru petia. Dar ești grozavă, nu te predai. Ce? Marina era complet confuză. Ce se întâmplă? Ce faci aici și de ce mă aștepți? Hai să-ți spun pe scurt. Bunica nu mi-a trimis o sută de ruble. Dar nu râde, avem un astfel de acord. În aceeași seară am plecat aici. M-am gândit că i s-a întâmplat ceva. Știi, ea niciodată nu recunoaște dacă ceva nu este în regulă. Dar, după cum știi, totul era în regulă cu ea. Desigur, s-a supărat că a trebuit să-mi las treburile, dar s-a bucurat imediat, pentru că nu ne-a mai văzut de mult. Apoi a fost întâlnirea cu tine. Îți amintești când ai adus tortul, de altfel, foarte neplăcut? Alexandru a zâmbit larg și a continuat. Am plecat curând, dar nu am reușit să ajung, când bunica a început să mă sune și să mă cheme înapoi. Ea a refuzat categoric să discute ceva la telefon. Și, după cum știi, sunt un nepot ascultător, așa că a trebuit să mă întorc. În fața ochilor marinei treceau imagini ale celor întâmplate, iar cuvintele svelanei Iurievna, totul nu este întâmplător, îi răsunau în minte. Alexandru a povestit că a sosit îngrijorat în oraș și a descoperit bunica într-o stare de supărare și cu tensiune arterială crescută. Ia povestea despre fată, despre nedreptatea lumii și despre micul Petia. Spunea că băiatul trebuie salvat, că ea ar fi bucuros să ajute dar nu se descurcă singură. Spunea că îi pare foarte rău pentru această fată minunată. Spunea că a fost la avocat, dar acesta a ridicat din numeri. Atunci am întrebat-o ce legătură am eu cu asta. Și pentru prima dată în viața mea, bunica a spus într-un ton imperativ că trebuie să mă gândesc la ceva. Dar eu am fost întotdeauna ascultător. La acel moment, Marina era deja plină de lacrimi, dar după aceste cuvinte au râs împreună propun să ne plimbăm, a spus Alexandru. Cred că avem multe de discutat cu fata minunată. Marina a dat din cap în tăcere. Au ieșit pe poartă și o vreme au observat copiii jucându-se pe terenul de beton. Stând la o cafenea cu o ceașcă de cafea, Alexandru a continuat conversația. A povestit că nu a găsit nimic mai bun decât să încerce să stabilească un contact cu conducerea casei de copii, dar Aleftina Petrovna s-a dovedit a fi o femeie necoperantă. A intrat în contact cu greu, nu a povestit nimic despre copii. Atunci a fost nevoit să caute alte modalități de a rezolva problema. Când a ajuns, primul lucru care i-a sărit în ochi a fost starea deplorabilă a clădirii. Și atunci a înțeles cu ce va începe această comunicare. A contactat conducerea și și-a oferit serviciile în calitate de caritate. Deoarece firma lui se ocupă cu construcțiile, a propus servicii de restaurare completă a clădirii, precum și înlocuirea tuturor construcțiilor deja neactuale. Desigur, conducerea superioară nu a stat mult pe gânduri, iar Alexandru s-a transformat rapid în eroul local. Da, ce să mai ascundem, în vedeta maratonului local de televiziune. O astfel de faimă nu a mai avut de mult, a concluzionat Alexandru. Vecinele bunicii acum sunt cele mai fidele admiratoare ale mele. Au mari speranțe în persoana mea. De asemenea, s-a consultat cu un avocat și nu cu unul singur. Ai nevoie de un soț, Marina, a spus Alexandru. Știu asta, a răspuns Marina. Dar există o problemă. Nu există soț și nu se preconizează. Ei bine, bunica a spus că aceasta este acum problema mea. Așa că iată-mă, viitorul tău soț. Marina s-a necat cu cafeaua. Alexandru se uita la ea insistent. Îți sunt recunoscătoare, dar nu vreau să-ți afectez viața personală. Poate că adopția este un proces lung și vei pierde timpul cu mine. Alexandru părea că nu a auzit această replică. A continuat. Trebuie să depunem o cerere cu o dată planificată pentru nuntă. Atunci putem solicita o cerere de adopție. Apoi vor urma proceduri lungi, concluzii și, în cele din urmă, decizii. Marina nu își credea urechilor. Nici nu putea înțelege cum să reacționeze la cele întâmplate. Alexandru a continuat. Ști, cât timp a fost comisia, am cunoscut pe Petia. Este un băiat minunat și, între noi fie vorba, acum este prietenul meu. Așa că nu crede că aparține doar ție," a spus Alexandru zâmbind. Marina a zâmbit înapoi. Se uita la el și se gândea. Cel mai bun om de pe pământ. Au mers la oficiul stării civile pentru a depune cererea. În fața ușilor, Alexandru a tras-o deoparte, a scos din buzunar un inel din sârmă pe care l-au împletit cândva, scoțând ambalajul din cutia televizorului, și a întrebat. Marina, întreb din nou. Ești pregătită să te căsătorești cu mine de data aceasta? Marina a răspuns sincer. Mi-ar plăcea să fie cu adevărat. Alexandru i-a pus inelul în palmă și l-a strâns, apoi a luat-o de mână și au intrat în oficiul stării civile. La oficiul stării civile s au uitat ciudat la ei și le-au propus o dată de înregistrare peste șase luni, dar era prea târziu. Alexandru a tras fata de o și a șoptit ceva cu ea. Și, Minune! Înregistrarea a fost peste două luni. După procedurile standard, semnături, completarea cărților de înregistrare, mulțumiți, Alexandru și Marina au ieșit pe stradă. Îți mulțumesc încă o dată, a spus Marina. Fără tine nu m-aș fi descurcat. Și ce i-ai spus fetei de la oficiul stării civile? E simplu. I-am spus că sunt o vedetă locală și mă arată pe toate canalele, a răspuns Alexandru râzând. Până seara, s-au plimbat pur și simplu prin oraș. Apoi au decis că trebuie să meargă la Svelana Iurievna pentru a povesti totul. Pe drum, Marina s-a gândit că Alexandru se comporte exclusiv ca un prieten. Nu înțelegea deloc ce se întâmplă între ei, dar nici nu îndrăznea să întrebe. La ușă, i-a întâmpinat Svelana Iurievna. Ceva nu era în regulă, părea că încerca să transmită semne cu ochii. Alexandru și Marina nu înțelegeau nimic. oh, dragule, salut! a spus o blondă zveltă într-o rochie tricotată strânsă și cu un pahar în mână. Te aștept. Am pregătit o surpriză. Peștele tău preferat și vin. Și eu. Desigur. Ai stat atât de mult plecat. Mi-a fost dor. Blonda s-a apropiat. L-a sărutat pe Alexandru și a făcut cu ochiul Marinei. Marina a simțit mirosul unui parfum scump, dar și al amărăciunii. Cred că voi pleca. Nu vreau să vă distrag de la cina de familie iar cu Svelana Iurievna ne vom vedea mai târziu, a spus rapid Marina. O, oh, ce păcat, a răspuns fata. Și cum te cheamă? Eu sunt Kira. Marina. Foarte plăcut, a răspuns ea, strângând mâna Chirăi și privindu-i manichiura elegantă. Alexandru a spus ceva în urma ei, că Marina ar trebui să rămână, dar ea, fără să aștepte liftul, s-a grăbit să coboare pe scări. Marina mergea pe stradă și se înjura. Cum a putut să spere la ceva? Alexandru are o altă viață. Este un om bogat și de succes. Și, desigur, lângă el ar trebui să fie o femeie luxoasă. A fost vrădată așa Marina? Nu, era drăguță, interesantă, cineva chiar o numea frumoasă. Dar nu avea nici măcar o umbră unei apariții de pe o pagină de revistă, iar ultimele situații au scos-o complet din minți. Chira, ea este diferită. Este scumpă, sofisticată, infinit de frumoasă, probabil educată și inteligentă. Ajungând acasă, Marina a căzut pe canapea. În ea se învârteau emoții amestecate. Pe de o parte, astăzi a pierdut orice speranță că va fi împreună cu Alexandru, dar pe de altă parte, a apărut speranța că petia va găsi o casă. A sunat Ira, a întrebat ce mai face și a spus că a găsit un avocat de familie. Marișa, ce ai? Cei cu vocea ta? Vrei să vin? Totul este în regulă. Ir. Mulțumesc că ești. Dar sunt obosită astăzi. Mă duc să dorm. Bine. Atunci vorbim mâine. Te pup, a spus Ira și a închis telefonul. Marina stătea în tăcere asurzitoare. Își imagina cina de familie la Svelana Iurievna. Ce vesel și cald își petrec ei timpul. Și nici nu și-a dat seama când a dormit chiar pe canapeaua de oaspeți a visat la Petia. Se plimba un parc, iar ea îl învăța să mănânce vată de zahăr. Apoi se dădea un carusel. Le era vesel și bine împreună. Petia repeta tot timpul mamă. Marina s-a trezit de la un lung sunet al ușii. În timp ce se ridica, cineva deja bătea la ușă. Marina a aruncat o privire la ceas. Era două noaptea. Ce se întâmplă? Așa poți trezi toți vecinii. S-a gândit Marina, alergând spre ușă. În fața ușii stătea Alexandru, complet ud. Deci, în primul rând, de ce nu răspunzi la telefon? Din nou descărcat. În al doilea rând, de ce ai plecat? Cât timp mai poți să te îndepărtezi de mine? Și, în al treilea rând, cât timp voi mai sta pe prag? Marina a râs și s-a dat la o parte, lăsându-le pe oaspetele drag să intre. Dându-și jos hainele UDE. Alexandru a mers în bucătărie să bea ceai și să se încălzească. Ei bine, aceasta este garsoniera mea de la marginea orașului, a spus Marina zâmbind. Ce pot spune eu, ca proprietar de Tonhase, nu numărul de pereți aduce fericirea, a spus Alexandru, winking. Oh, da, verificat pe propria experiență, a răspuns Marina râzând. A povestit despre Chira. Era angajată în firma lui. A venit de undeva din province. Fata s-a dovedit a fi talentată și harnică, învăța repede și avansa rapid în carieră datorită meritelor reale. Și da, s-a întâmplat că au avut o relație scurtă. Dar Kira este o fată pragmatică. Și tot ce are legătură cu calculul, de obicei, nu are nimic de a face cu sinceritatea. După un timp, relația s-a stins, dar Kira nu se gândea să renunțe. Era obișnuită să obțină ceea ce își dorea. Văzând la știri un reportaj despre casa de copii, Kira a înțeles unde este Alexandru și a venit, chipurile, să ajute în procesul de lucru. Peștele cu vin este parte din procesul de lucru, probabil, a spus Marina zâmbind. Pentru Chira, procesul de lucru înseamnă să distrugă viețile altora pentru a-și construi propria. Asta e, a concluzionat Alexandru. Afară începea să se lumineze. Marina i-a propus lui Alexandru să rămână, iar el a refuzat neașteptat. Până la nuntă. Nu! Nu, a spus el râzând și a plecat. Marina a revăzut în memorie întâlnirea cu Chira. Ceva o neliniștea la această fată, ca și cum un sentiment rău o bântuia. Încă o dată și-a amintit ce i-a spus Alexandru și a decis că trebuie să șteargă această situație din memorie, naiv crezând că nu se vor mai întâlni cu Chira. Marina a ajuns la muncă aproape moartă. Nu mai putea suporta nopțile nedormite. Își amintea de ani de studenție, cum se plimbau până dimineața și apoi mergeau direct la cursuri. Îmbătrânesc, s-a gândit Marina. La sfârșitul zilei de lucru, a primit un mesaj pe Messenger. Parcul Gorky, a patra bancă din stânga, la 17.30. A urmat un mesaj cu un emoticon care clipest. Marina știa acea bancă. Alexandru stătea cu flori. Arăta confuz și drăguț. Cred că nu ți-am dăruit niciodată flori. În acel moment, Marina s-a gândit că nimeni nu i-a dăruit flori vredată. Florile de ocazie de ziua de naștere nu se pun la socoteală. Toată viața ei părea să fi întors paginile înapoi cu câțiva ani. Se simțea din nou tânără, îndrăgostită și fără minte. După ce s-au plimbat prin parc, au mers la o adevărată întâlnire la restaurant. Espresso fără zahăr. Mai vrei ceva? Ce va bea soția dumneavoastră? A spus chelnerul. Dar sufletul Marinei s-a încălzit la aceste cuvinte. Iar soția va bea suc de portocale. Da, draga mea? Da, mulțumesc, a răspuns Marina zâmbind. După ce l-a dus pe Marina acasă, Alexandru a spus: Mâine este sâmbătă, ziua vizitei la casa de copii. Am aranjat, vom merge la petia. Marina sărea de bucurie. Nu putea să creadă ce a auzit. De ce îi oferă atât de multă fericire deodată? Doar că recent plângea de disperare, iar acum nu știe cum și pe cine să mulțumească. Deodată s-a uitat la Alexandru. El, zâmbind, se uita la ea. Nu te voi lăsa, a spus Marina, foarte serioasă. Nu astăzi, nu mâine, niciodată. Ești de acord? Ei bine, eu nu am plecat, a spus Alexandru. Știu, îmi pare rău. Așa, gata, hai să plecăm. Unde? A întrebat Marina cu uimire. Să strângem lucrurile. A venit timpul să ne mutăm din garsoniera de la marginea orașului. Au urcat în apartament. Marina a strâns repede o valiză, luând cu ea doar lucrurile de primă necesitate. Plecând, s-a întors și a părăsit acest loc cu bucurie. Simțea că înaintea ei se află tot ce este mai bun. Svelana Iurievna i-a întâmpinat cu bucurie. A zâmbit cu și retenie Marinei și a spus că se bucură să o vadă în casa ei și că ar fi de dorit să fie pentru totdeauna. De dimineață au trecut pe la magazin, au cumpărat multe jucării, dulciuri și au mers la casa de copii. Petia stătea pe o bancă, separat de ceilalți copii. Inima Marinei s-a strâns de milă, privindu-le. Când s-a apropiat educatoarea, el s-a întors supărat de la ea. Ea s-a plecat și a șoptit ceva la ureche. Petia s-a dat jos de pe bancă și a alergat în direcția greșită. Stai! Ei sunt în cealaltă parte. Striga educatoarea după el. Salut! A spus Petia. Știam că vei veni. Ai adus prietenul meu. Sărutând băiatul și abia stăpânindu-și lacrimile, Marina a început să scoată jucăriile. Da, și-am adus și prieteni pentru tine, a spus Marina, întinzându-i un cheburașca. Nu sunt adevărați, dar mă voi juca cu ei, a spus Petia. În curând, educatoarea a arătat cu ochii că întâlnirea s-a încheiat. Marina l-a sărutat pe Petia pe palme și a promis că vor veni din nou curând. Și Petia s-a dus trist în clădire, ținându-se de mână cu educatoarea. Strângerea documentelor, pregătirea pentru adopție, toate acestea erau în sarcina lui Alexandru. Lucrurile avansau rapid, iar la comitet spuneau că în curând documentele vor fi verificate. A început pregătirea pentru mutarea în Moscova. Marinei îi era frică să meargă în orașul mare, dar știa că este necesar pentru Alexandru și că va fi mai bine pentru Petia. Oportunitățile din capitală, școlile, educația și nivelul de trai în general, toate acestea erau argumente importante și indiscutabile pentru mutare. Svelana Iurievna a fost de acord să se mute cu copiii în Moscova. Acum trebuie să cresc strănepoți. Ar trebui să fiu mai aproape, a spus ea. Marina a renunțat la muncă fără niciun regret. În mintea ei erau alte gânduri și griji. Trebuia să pregătească camera copilului, să se așeze într-un nou loc, să caute grădiniță. Dar un singur gând nu-i dădea pace. Cu Alexandru nu au vorbit despre trecut. Parcă l-au șters cu un șervețel. Dar era un lucru care va rămâne cu Marina pentru totdeauna. Nu va putea niciodată să aibă copii. Și Alexandru are dreptul să știe adevărul, dar nu știa cum să-i spună despre asta. Nu reușea să găsească momentul și cuvintele. Și asta o chinuia. Mama repeta mereu același lucru. Nu te gândi să spui. Vei distruge totul. Și așa, printr-o minune, v-ați întâlnit. Cine are nevoie de cineva fără copii? Apoi totul se va clarifica de la sine. fă -te că nu ai știut. Și atunci va fi prea târziu viața comună, obișnuința, petia, treptat, totul se va netezi. Marina nu putea și nu voia așa. În relația lor au fost deja suficiente momente necorecte și nedrepte, iar Marina a așteptat ocazia potrivită. Într-o seară, Alexandru a venit și a pus pe masă o hârtie. Propun să facem o reamenajare a curții. Acum este cel mai convenabil. Până nu locuim acolo, echipa va face totul. Iată planul hai să ne uităm și să decidem. De ce să refacem? Din punctul meu de vedere, totul este minunat, s-a mirat Marina. Ei bine, totul a fost făcut pentru mine, iar acum suntem mulți și sper că vor fi și mai mulți. Cel puțin, avem nevoie de o Sofie. Sofie, ce vrei să spui? Marina nu a înțeles. Sofia, fiica noastră, a spus Alexandru, sărutând-o pe frunte. Marina tăcea și se uita la plan. Ei bine, mamă, ai luat-o prea în serios. Ceva nu este în regulă cu planul. Ai soluții de design neașteptate. Sunt gata să încep. Nu, cu proiectul este totul excelent. Un plan bun, competent. A spus încet Marina. Ei bine, Alexandru s-a așezat la masă, în fața ei. Ce nu este în regulă atunci? Privește-mă în osi. Sofia nu va fi. Ah, prostii! Dar nu Sofia, atunci un alt nume, a spus Alexandru. Hai, ce nume-ți place? Hai să facem o tragere la sorți. Nu, Alexandru, nu ai înțeles. Vorbesc foarte serios. Nu pot avea copii. El a tăcut și s-a uitat doar la masă. Marina a continuat. Am vrut să spun asta mai devreme. Îmi pare rău. Am fost lașă nu am reușit să găsesc momentul. Voi înțelege și accepta orice decizia ta. Doar, te rog, ajută-l pe Petia. Petia este al meu. Marina a înghețat. Totul s-a strâns în interior, iar frica i-a urcat în gât. Nu putea să-l piardă pe fiu. Frica a paralizat-o. Petia este al meu. A repetat Alexandru. Și tu ești a mea. Punct. Mă duc să dorm. Marina a rămas la masă, șocată. Înțelegea că Alexandru era distrus de această veste, că își dorea copii, mulți copii, dar rămâne cu ea. Când Marina s-a întors în dormitor, Alexandru dormea deja, iar ea a privit la el până dimineața, cerându-și iertare pentru tot. Pentru visele distruse, timpul pierdut, pentru că nu vor avea copii împreună, pentru că nu poate fi la fel de bună ca el. În gând, i-a promis că va fi mereu alături, că indiferent ce s-ar întâmpla, nu va pleca niciodată. A sosit cea mai fericită zi pentru Marina, când în sfârșit a putut să-l îmbrățișeze pe Petia și să nu mai lase să plece. Aleftina Petrovna a ieșit să-i conducă. Se pare că nu ai fost o ratată. Ai reușit să obții ceea ce ai vrut. Am înțeles că așa va fi, în ziua în care la poartă ți-au luat băiatul. M-am uitat pe fereastră și am văzut. Tu ești mama lui. Aleftina Petrovna, dar dacă aș mai ajunge odată la dumneavoastră, mi-ați spune asta? Nu. De ce să-ți sfâși sufletul? Nu aveai șanse. Te las cu inima liniștită. Petia este în mâini de încredere. Toate cele bune. Totul era pregătit pentru plecarea în Moscova. Petia era fericit. Nu mai fusese niciodată cu mașina. Îi era interesant absolut totul. Iar când Alexandru l-a așezat la volan și a dat să claxoneze, bucuria copilului nu avea limite. Marina privea la toate acestea cu emoție. Știa cu siguranță: asta este fericirea. Svelana Iurievna se agita, și tot timpul îi părea că a uitat ceva. S-a întors de trei ori în apartament să verifice dacă a stins lumina, dacă au luat pastilele, dacă toate feronerile sunt închise. Și când Svelana Iurievna a suspinat, au plecat la drum. Moscova era diferită, nebună, atât de multe mașini, oameni, magazine era strălucitoare, colorată și foarte vie. Marina s-a speriat cum să se integreze în acest oraș, cum să mențină acest ritm nebun. Și oamenii erau complet diferiți, mereu grăbiți, agitați, uneori agresivi. Dar, obișnuindu-se treptat, Marina a descoperit și cealaltă fața Moscovei, bună, culturală, primitoare. Desigur, îi era greu. A trebuit să-și schimbe stilul de viață, să se obișnuiască cu noua atmosferă, să învețe tradițiile și străzile orașului. Ultimul lucru îi era foarte greu. În acest oraș era tot timpul dezorientată, așa că hărțile au devenit tovară și ei permanenți. Petia se adapta rapid, la grădiniță se înțelegea perfect cu toți copiii și creștea ca un copil fericit obișnuit. Marina și Alexandru erau fericiți. Își făceau planuri, își organizau viața și discutau mult. Dar într-o seară, Alexandru a venit acasă cu o față întunecată. L-a sărutat pe Petia, l-a culcat și s-a apropiat de Marina în bucătărie. Sunt falimentar, a spus el imediat. Marina nu și-a crezut urechilor. La început s-a gândit că este o glumă și chiar a încercat să zâmbiască. Apoi a văzut că Alexandru este serios și tensionat. Ei bine, îți spun din start, indiferent ce se întâmplă, sunt cu tine, a spus Marina cu încredere. Suntem împreună. S-a așezat la masă. Alexandru s-a așezat vis-a-vis -vis și a început să povestească. Afacerea lui Alexandru era comună cu Andrei. Au deschis-o pe jumătate. Toate veniturile erau împărțite la fel. Mulți ani totul a funcționat fără probleme. Obligațiile erau clar împărțite. Au muncit cinstit și organizat. Dar, Chir, îți amintești de Chira? Desigur, pe cine ai putea uita? A spus Marina. Așa că, Chira și Andrei sunt acum împreună. Iar unde este Chira? Așteaptă-te la probleme. Ea a fost contabilul nostru principal, toți banii erau sub conducerea ei. Știe cum funcționează firma din interior. Când am plecat din Moscova, iar Chira a înțeles că nu avem un viitor comun, nu a plâns mult. Mai întâi au început să comunice cu Andrei. Era săracă, nefericită, iar Andrei a avut milă de ea. Ei bine, Apoi a fost doar o chestiune de tehnică. Pentru Chira, acesta este un curs obișnuit al evenimentelor. L-am pierdut definitiv pe prieten. Cred că Andrei s-a pierdut el însuși. Au scos toate fondurile din conturi. Din conturile mele. Nu am nici măcar cu ce să plătesc salariile angajaților. Acum se vor opri toate construcțiile, contractele vor fi reziliate și vor începe procesele. Îmi pare rău, Marina, bunurile vor fi vândute. Singura ieșire este să ieșim din afacere pentru totdeauna. Atunci va trebui să începem totul de la zero. Dar acest proces este lung. Pentru a obține primele roade ale muncii, trebuie să aștepți, și mă tem că nu un an. În plus, din punct de vedere reputațional, am suferit pierderi. Și nu se știe dacă cineva va dori să aibă de-a face cu mine în acest oraș. Acum, în această situație, nu pot garanta nimic. Cum? Cum a putut să-ți facă așa ceva? Ați început împreună. Ați trecut prin atât de multe. Poate ar trebui să vorbiți? Am încercat. El recunoaște totul, dar spune că în secolul 21 toată lumea trăiește așa. Din conștiință nu se poate. Principalul lucru, spune el, este să faci totul cu cap, astfel încât să nu te poată prinde. Și a făcut-o, nenorocitul. Totul arată perfect legal. Și este puțin probabil să poți contesta. Marina se uita la Alexandru și nu înțelegea cum poate fi atât de calm. În interiorul ei se învârteau tunete și fulgere, iar el bea liniștit ceai. Alexandru, ești atât de calm? Ai un plan? A râs. Ce plan? Aici nu poate fi. Situația este fără ieșire. Fă concluzii, descurcă-te și mergi mai departe. Știi, când m-am mutat în Moscova, alergam după bani, exact după acele hârtii. Astăzi, pentru mine, lucrurile sunt complet diferite. Și hârtiile pot fi câștigate din nou. Ei bine, apoi, pentru a-mi plăti datoriile, am suficiente fonduri, dar mai departe totul va fi de la zero. Garsoniera de la marginea Moscovei a întrebat Marina zâmbind. Și de data aceasta nu vei dispărea? A întrebat Alexandru serios. Ei bine, nu, a spus Marina cu încredere. A doua zi, după ce Marina l-a dus pe petia la grădiniță, a întâlnit-o pe Chiral lângă casă. Ei bine, salut! Te pregătești deja să-ți faci bagajele? A întrebat ea. Bună dimineața! De unde atâta interes? Ei bine, aștept când Casa Nefericiților va fi scoasă la licitație. Vreau să o cumpăr. Un ton hăse bun, spațios. Mi-a plăcut întotdeauna la fel ca și Alexandru. Dar Alexandru este al tău, iar casa va fi a mea. De fapt, au construit degeaba locul de joacă în curte, dar asta se poate remedia, așa că strângeți -mi micul tău demon. Marina a zâmbit în tăcere. A înțeles de ce Alexandru era calm. Se uita la Chira și o compătimea. Răutăcioasă, veninoasă, frumoasă, tânără și atât de nefericită. Chira credea că este pe culmile succesului, ca acesta este momentul ei de glorie. Poate să-și cumpere totul și chiar și fericirea. Marina nu simțea nimic altceva decât compasiune. Da, Kira, te-am înțeles. De îndată ce eu și soțul meu nefericit și cu copilul meu demon ne vom strânge, vei afla imediat. Dar acum, scuză-mă, trebuie să-mi fac bagajele. Marina a zâmbit și a deschis porțile. Oh, prostie, ce planuri ai să rămâi cu el? îți dai seama că acum veți ajunge la fund? Și acest copil adoptat. Ah, din punctul meu de vedere, voi ați ajuns deja la fund. Așteptați, viața este un bumerang. Totul se va întoarce, a spus Marina, închizând porțile. Marina a intrat în casă. O tremura totul. Nu a mai văzut niciodată o asemenea concentrare de ură. Părea că Chira se răzbună, iar acest sentiment o înghițea complet. Marina și-a amintit prima lor întâlnire. Chiar atunci a simțit că Kira nu va renunța ușor. Ar fi trebuit să asculte de sine. A decis că îi va spune lui Alexandru despre această întâlnire seara, după cină. Svelana Iurievna a pregătit plăcinte, celebrele. Seara, familia s-a adunat la masă și ea a întrebat: Ei bine, nimeni nu vrea să-mi spună nimic. Repet, sunt bătrână, dar nu proastă. Ce se întâmplă? Marina și Alexandru se uitau în farfurii. Cum să-i spui unei persoane în vârstă că sunt aproape cerșetori, că cu o mare probabilitate va trebui să se întoarcă cu toți în apartamentul Svelanei Iurievna? Bunico, este o problemă. Am probleme la muncă. Probabil va trebui să vând casa. Marina s-a înghețat. O persoană în vârstă îi era atât de greu să se mute. Marina a luat-o de mână. Numai să nu te îngrijorezi, Svelana Iurievna, toți suntem sănătoși. Și eu nu mă îngrijorez. Banii sunt o problemă care se rezolvă. Mă îngrijorez doar pentru Petru, să nu cumva să ni ia. Marina nu s-a gândit niciodată la așa ceva. Dar, într-adevăr, dacă tutela se va interesa, sau, de exemplu, Chira va face o plângere la tutelă, atunci autoritățile ar putea considera că sunt o familie defavorizată, unde tatăl este un escroc, iar mama șomeră, plus ca un îngrijire o persoană în vârstă. Marina s-a speriat. S-a ridicat de la masă și a simțit că pământul se îndepărtează de sub picioare. S-a trezit pe canapea. Doctorul, în fața ei, îi măsură tensiunea. Felicitări! Mamă! Mulțumesc! Dar pentru ce felicitări? A întrebat Marina. Doctorul a râs. Ei bine, da, da, gravidele sunt toate așa de încete. Ce? A spus întreaga familie în cor. A urmat un examen complet și o confirmare sigură a sarcinii Marinei. Minune! Este o minune! Se gândea Marina zile întregi. Alexandru pregătea bunurile pentru vânzare, dezvoltând treptat o nouă afacere. Afacerile mergeau bine, deși nu atât de repede. Dar afacerile de la fosta firmă mergeau prost. Într-o seară, cineva a sunat la ușă. Erau angajații firmei care au rămas să lucreze sub conducerea lui Andrei și cereau ajutor. Compania le încălca drepturile, nu le plătea salariile. În timp ce firma funcționa în același mod, sarcinile nu se reduceau și, așa cum s-a dovedit, profitul era același. Chira Alexandrovna, ea acum ți-a ocupat locul. După aceasta, întregul proces de lucru s-a transformat într-un coșmar complet. Toți cei care îndrăzneau să pună măcar o întrebare suplimentară erau concediați pe loc. O mulțime de oameni s-au trezit pe stradă. Andrei Andrivic tăcea, spune ea conducerii. El acum apare rar. Iar dacă îl vedem, este în stare de ebrietate. Alexandru a recunoscut imediat comportamentul lui Andrei. El, într-adevăr, nu-i plăcea să ia decizii. și plăcea când cineva rezolva problemele, căuta soluții în situații dificile, găsea clienți și încheia contracte, iar el era pur și simplu șef. Acum acest rol îi revenea lui Chira, dar în adâncul sufletului, Alexandru știa că Andrei nu a decis așa. Chira îi plăcea și rolul de mare șef și nu avea nevoie de Andrei lângă ea. Voia să dețină totul în mod unilateral. De aceea, stilul de viață relaxat al lui Andrei era încurajat. Ea îl convingea că, ca mare șef, poate trăi cum îi place. Prostia lui Andrei era că permitea să fie condus. Exact asta l-a adus în această situație. Înțeleg, a suspinat Alexandru. Pot să te ajut cu ceva? Nu. Adică, da. Am adunat raportul și câteva documente. Vrem să dăm în judecată. Și vrem să facem public cazul. Vom chema televiziunea. Vom invita bloggeri. Vrem să spunem povestea ta. Așa că am venit să întrebăm. Ești de acord? Nu, eu sunt de acord și pot să te ajut cu avocații. Împreună avem șanse foarte bune, a spus Alexandru, după ce a citit toate documentele. Când toți au plecat, Marina a jubilat. Iată, aceasta este justiția. Iată, acesta este bumerangul. Nu trebuie să faci lucruri murdare. Nu trebuie, totul se va întoarce. Așteaptă, Mariș, aceasta este doar începutul. Poate că nu ne va ieși, a spus calm Alexandru. Dar de ce ești trist? Nu este o veste bună, s-a mirat Marina. Nu știu, până nu înțeleg. Da, dacă ne va ieși, justiția va triumfa. Dar Andrei este prietenul meu. El pur și simplu s-a bătut de la drum, dar în sinea lui este un tip grozav. Și tot ce am, în parte, am reușit datorită lui. Dar el a făcut o alegere. A spus Marina cu înțelegere. Asta da, hai să dormim, este deja târziu. Hai, Sofia, e timpul să ne culcăm, a spus glumeț Alexandru. Dar, Alexandru, ne-am înțeles să nu ne facem planuri. Să așteptăm rezultatele. Știu, va fi fetiță, a dat din ochi Alexandru. Aproximativ după o săptămână, totul a început. La instanța necesară au fost scrise cereri cu semnătura colectivă. Presa s-a prins cu plăcere de un astfel de caz zgomotos. Peste tot erau afișate titluri: Scandaluri, Intrigi, Investigații. Un om de afaceri cunoscut, o persoană care ajută gratuit orfelinatele, implicat în caritate, a fost înșelat și jefuit de cel mai bun prieten al său cu iubita lui. Marina se simțea rău din cauza acestor titluri, dar înțelegea perfect. Nu se putea altfel. La firmă a venit o echipă de control și s-a dovedit că nu mai rămăsese nimic din activitatea bine organizată de odinioară. Afacerile apăreau una după alta. Tranzacții ilegale, spălare de bani, plăți, griți și multe altele. Dar cel mai important, a început o investigație asupra legalității suspendării lui Alexandru. În timp ce avocații și angajații firmei practic sărbătoreau Victoria, Alexandru nu își găsea locul. Într-o seară, Andrei a venit la ei. Era beat și agresiv. Ce vrei de la noi? Ia-ți cererile. Oricum nu vei obține nimic. De ce mă răzbuni? Pentru că Chira se simte mai bine cu mine decât cu tine. Așa că acceptă asta. Îți spun din nou. Retrage toate cererile tale. Îți vom plăti. Îți voi da partea ta. Prostule! Nu ai înțeles nimic. Cum îmi vei da partea? Toate conturile sunt blocate. Aceste nu sunt cererile mele. Aceste sunt cererile subordonaților tăi. Tu ai distrus totul și vei ieși din asta tot singur. Andrei, fii atent. Chira te va trăda. Du-te dracului. A strigat Andrei și a plecat. Ancheta a durat multe luni. În acest timp, Marina a născut o fetiță sănătoasă și frumoasă. Petru, acum ai o responsabilitate dublă glume Alexandru. Trebuie să fii un exemplu pentru Sofia și să o înveți minte. Petru o ținea pe Sofia de deget și râdea. Apoi Alexandru s-a întors către Marina. Ei bine, Petru este aici, Sofia este aici. Ce planuri avem pentru viitor? Marina râdea. Era fericită. Absolut și fără îndoială. După o lună, plimbându-se în parc cu copiii, Marina a observat o siluetă cunoscută. Nu, Probabil că mi s-a părut. Nu poate fi, s-a gândit Marina. Dar după câteva minute, Kira s-a apropiat de ea. "Ei bine, ești mulțumită?" a întrebat Marina. "Este ceea ce ai vrut atât de mult, ceea ce merită să aspire fiecare. Ai distrus complet viața ta și viața lui Andrei. Poate că în tine nu a fost niciodată nimic sfânt, dar ai distrus viața unui om bun. Din fostul lux, Kira nu mai avea nimic." stătea slăbită, subțire și nefericită. Purta un costum sportiv obișnuit și nu avea parfum. Dar Marina a observat că, în ciuda tuturor celor întâmplate, Chira nu avea niciun indiciu de regret. Din potrivă, vorbea cu provocare, cu capul sus. Se vedea că Chira, chiar și în această situație, venise să facă cereri. Faceți ceva! Tu sau soțul tău, pentru mine nu contează, a spus ea cu o voce autoritară. Fă asta și nu voi atinge copiii tăi. Vor rămâne sănătoși. Marina s-a speriat serios. A început să-l caute cu disperare pe Petru, dar el nu era nicăieri. Băiatul părea că s-a evaporat. Gândește-te, a continuat Chira, ce este mai important pentru tine, altfel vei pierde totul. Treaba mea este să te avertizez. S-a întors și a plecat, iar Marina a alergat să-și caute fiul. Panica creștea cu fiecare secundă. Copilul nu era nicăieri. Marina a alergat în parc. Petru stătea pe o bancă și termina o bomboană. Petru, unde ai dispărut? Te caut peste tot. Mănânc o bomboană. M-a răsfățat un unchi. A spus că la următoarea plimbare va aduce și altele. Marina a înghețat de groază. A luat copiii și a alergat acasă cât a putut de repede. De ce este liberă? striga Marina în isterie. Sunt sigură că bomboanele sunt lucrarea ei. Cum să trăim? Cum să scoatem copiii afară? Cum să meargă Petru la grădiniță? Cum să facem fața acestei situații? Alexandru tăcea. Prima dată în tot acest timp era supărat. Nu mai era nicio ieșire, iar până la finalizarea anchetei, Marina și copiii au trebuit să fie prudenți. Nu ieșeau singuri din curtea casei. Odată, când au mers împreună la magazin, un bărbat a ieșit din casa vecină. A zâmbit, a salutat pe toată lumea și a făcut cu mâna lui Petru. Acesta este prietenul meu, a spus băiatul. M-a răsfățat cu bomboane delicioase și a promis că va aduce și altele. Mamă, când putem ieși la plimbare, vom merge după bomboane. Acest unchi este prietenul meu. Când? Când te-a răsfățat? a întrebat Marina. La plimbare în parc. Îți amintești când te-ai pierdut? Te-am găsit atunci pe bancă. Stăteai singur și terminai o bomboană. Da, mamă, vom merge din nou la acea bancă, a spus Petru. Desigur, a șoptit Marina. Alexandru a mers să vorbească cu vecinul. S-a dovedit că în acea zi el chiar se plimba în parc și l-a văzut pe băiatul care stătea singur pe bancă. S-a apropiat de el și l-a întrebat unde sunt părinții lui. Băiatul a spus că se juca și acum nu știe unde este mama, dar știe ce să facă. Mama i-a spus că, dacă se pierde, trebuie să se așeze pe o bancă și să aștepte până o găsește. Și el a stat acolo. Petru i-a plăcut foarte mult bărbatului, dar a stat cu el destul de mult. Când a apărut Marina, Petru a spus, iată că mama m-a găsit. Și vecinul a plecat la treburile lui. Familia a fost șocată de cele auzite. Nu știau dacă să plângă sau să râdă. Se pare că Chira nu avea nicio vină. Era pur și simplu o isterie generalizată. Ca măsură de precauție, cu Petru a avut loc o discuție despre faptul că este mai bine să nu ia bomboane și că nu trebuie să se îndepărteze prea mult de mamă. Viața începea să se stabilizeze treptat. Petru a început din nou să meargă la grădiniță. Deși Marina era neliniștită, treptat s-a obișnuit și a încetat să se mai teamă. După un an. Toate anchetele și procesele au avut loc, reputația lui Alexandru a fost restabilită. Dar, după plata tuturor datoriilor, firma a fost declarată falimentară. Până atunci, Alexandru deschisese deja o nouă firmă, afacerile mergeau bine, erau multe contracte, iar cea mai mare parte a angajaților de la fosta firmă au trecut să lucreze pentru el. Chira a încercat cu adevărat să-l încadreze pe Andrei. Ea a declarat că a acționat sub conducerea lui, sub constrângere, că nu are nicio vină. Pur și simplu era frică să depună o plângere. Andrei a fost ajutat de mărturiile martorilor. Angajații firmei au dorit ca Chira să nu scape nepedepsită. Au reușit. Chira a fost condamnată pentru mită și fraudă în formă agravată. Alexandru a ajutat să găsească un avocat bun pentru Andrei. El credea sincer că Andrei nu înțelegea pe deplin ce se întâmplă. Nu s-au mai văzut. Petru creștea un băiat minunat cu părul auriu spre bucuria părinților. El nu-și amintea deloc de orfelinat și doar odată a spus că este dor de mama răutăcioasă. Marina se ocupa de casă și copii, avea grijă de Svelana Iurievna. Se implica în ajutorul caritabil pentru orfelinate și se pregătea să o adopte pe Svelana. Fetița, ca două picături de apă, semăna cu Petru.